Da, aici susținem noi cursurile. Aha, să-i puțin să vă vedeam. Ia-mă, 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 ia-mă lumea ca să fug, să te arunc și să te întorc. Ia-mă, ia-mă, ia-mă. Vai, ce frumos e scaunerul acela. Uite, aici e o sală de canto. Oh, mi-a trebuit să mă găsesc nițeluș. Ce frumos. Îmi place. Totul la arde. Fie de aici. Lasă-te. Asta e pâncă. Așa. Chiar se întâmplă acolo ceva, nu? Da, e un curs. Un copilaș? Un copilaș la curs. În viața mea. Și cred că s-a făcut yoga. Ah, e posibil, da. Nu, n-aș vrea să intru cu încălțămintea asta, dar cu altă ocazie am putea să facem puțin stretching, știi? Da. Deci am examinat tot. Tot? Pentru noi aici se termină podcastul odată cu această... Acum sunt foarte emoționată, deci îmi bate inima. Dar și mie îmi bate inima. Mulțumesc foarte mult, nu mă așteptam la această primire. Deci de 30 de ani te aștept. Îmi bate inima de o viață te aștept. Da, bine, glumele lui Horia, dar știu. Dar... O să-l pun aici, dacă permiți. Da. O să-l țin până la capătul întâlnirii noastre. Da. Trebuie să-i tăiem puțin codițele, dar nu o să tăiem acum. Da. Dragii mei, a venit lângă noi. A venit lângă noi Ana. Mulțumesc. Cea mai frumoasă fată. Da. Din această primăvară. Mulțumesc. Te rog să stai jos, dragostea mea. Da. Mamă, ce... Mi-a spus. Film de acțiune. Așa îmi spune tati, dragostea mea. Da. Horia, da. Sper să nu stric momentul podcastului. Trebuie neapărat să gustați din bucatele mele. Deci vă rog frumos, acum ca să știu dacă nu am gătit degeaba, vă rog. Doar unu. Noi de obicei mâncăm doar coprici. Câte una. Vreau să schimbăm un pic obiceiul ăsta și dacă vă place, ținem la cald, te rog frumos. La cald. Până la închisoarea federală. Sunt perfecte? Scuze-mă, ce este acela? Da. Colțul, nu. Fac o greșeală. Nu, practic Horia niciodată nu greșește, vă spun eu. Horia mi-a dat de înțeles că ar fi vrut și el colțunaș. Eu știu. Nu. Horia, dacă iese frumos acest podcast, mai vin cu o oală. Băi, deci, ai setat de la început o premieră. Ești prima invitată care ne aduce efectiv ceva de gustat. Ah, ce mă bucur. A venit primăvara. Uite-te la voi. Uite-te la voi cum mâncați. Da. Uitați-vă la voi cum mâncați. Da, și plouă în gură. El n-are voie că rămâne semânță sau ceva, nu? Oricum ai un zâmbet fenomenal. Deci plouă în gură acum. Eu zic să mănânc eu. Cum s-a numit ăsta, iubita mea? Ce? Anume? Acest preparat? Da. Este o invenție, nu e ceva extraordinar, doar că îmi place foarte mult să-l fac, îl fac destul de des, pentru că se face foarte repede, simplu, pentru o gospodină e imediat. Bine, eu așa sper că pentru ele e o treabă imediată.
Deci sunt mere în foietaj la cuptor, cu scorțișoară, cu puțin pe deasupra, cu un pic de miere, cu un pic de un amestec de semințe, așa, și am pus multă dragoste, îți spun. Da, de dimineață. Copii, ați simțit dragostea Anei? Bineînțeles, da, normal. Copii. Dacă voiați printr-un singur cum se numește titulatura, cum este? Nu. Floarea iubirii să ne. Floarea iubirii, așa se numește? Iubirii, ce drăguț a spus. Toți suntem aici poeți și scriitori, nu aici. Și dacă floarea iubirii, dacă voi ați gustat o singură floare a iubirii și v-ați îndrăgostit de Ana, eu, că voi mânca vreo patru. Un buchet. Patru v-am mâncat, băieți. Nu, 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 o să gustăm pentru că eu vreau să gust la capătul acestei întâlniri între mine și Ana. Da. Bineînțeles că în momentul de față Ana are emoții, e perfect ca emoții. Da. Ăsta este microfonul tău, casca ta. Eu studiez puțin și... Studiază-ne, te rog, din suflet. Așa mi-e fel, știu, nu de alta, da. Știu. Am să te întreb una alta. Așa, dacă vrei vreodată să te aranjezi. M-am aranjat înainte să mă vezi. Dacă ne îmbrățișăm. Dacă ne îmbrățișăm și vrei să te aranjezi. Rujul, da, rujul nu se, e din acela rezistent la transfer, deci m-am ocupat de asta. Deci altceva? La transfer. La transfer, da. Sunteți rezistenți la transfer? Da. Pentru că de multe ori când oamenii se îmbrățișează, știi, lasă un ruș ceva și na, da, e inestetic uneori. Uneori doar. Alte ori e romantic. Nu știu, de când te ascult acum și te văd, îmi vine minte doar filme de dragoste. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce. Dar încerc să-mi dau emoțiile la o parte. Și eu am foarte mare emoție. Nu știu, sper să iasă acest podcast cum trebuie. Mă fustăcesc aici. Deci deci nu, numai acele plăcinte frumoase au îndulcit începutul, astfel încât eu trec direct la subiect. Da. Așa, astea sunt piesele mele. Mai mi-a spus că o să mă aștept niște surprize. I-am zis că mie nu plac surprizele. Vă zic sincer. Nu avem nici... Avem vreo surpriză, băieți? Nu, eu sper că n-aveți. Nu. No. Asta e tot ce contează. Nu. Noi suntem surprizele, deja ne vezi. Atât. Cristi la chitară, da, Sergiu la tobă și încă, Marius este aici la pian și vioară. Noi toți, din această încăpere... Și mai sunt oameni în spate, mulți, da. Mulți. Noi toți din această încăpere... Nu ne-am născut în București. Ca să-l luăm pe rând. Ce în Târgoviște s-a născut Marius. În Satu Mare s-a născut Sergiu. În Timișoara te-ai născut, da? Da, pentru mine ar fi fost oricum, scuză-mă, să zic că același lucru. Deci eu Timișoara arat când mă duc mai când, mai fac gafe din asta, ferească Sfântul. Nu o să faci niciodată gafe pentru că acest om cu ochelari s-a născut în Craiova. Atât. În partea bună a Craiovei. Și în partea rău, fama ta. Eu m-am născut în Brașov, iar tu te-ai născut la Chișinău. La Chișinău, da. Care e surpriza? Urmează ceva, nu? Nu. Nu. Nu, că am mai avut parte de surprize din asta, mă înțelegi? Nu, da. Puțin mai... Nu, vreau să înțelegi că toată această întâlnire este forțată de faptul că noi niciodată, deși avem copiii mici la aceeași școală, noi niciodată, niciodată nu ne-am putut întâlni să vorbim. Iar eu cred că în momentul de față, astăzi, vom vorbi ce vrei să mă întrebi, întreabă-mă, îți voi răspunde cu cea mai mare sinceritate. Eu ți-am pregătit numai întrebări pentru că, efectiv, sunt foarte interesat. Da. Adică eu care te urmăresc de peste 20 de ani. Peste 23 de ani. Nu, ce zic eu? Peste 20 de o viață. Nu, m-am lansat în 2000. În 2000, dar... Da, cu tine eu, cântând la Mamaia, la Mamaia piesa a... în 2000. Crine Mardare. Deci, de atunci. Nu mai știu cum e. În anul în care... Margaret Thatcher. Atât. Trebuie să mă fac o mână. Nici nu-i născut în București. În anul în care Margaret Thatcher devenea prima femeie, prim-ministru a Marii Britanii, undeva în Republica Moldova, în Chișinău, se năștea Ana Lesco. Anișoara. Da. S-a mai născut cineva pe 10 ianuarie odată cu mine. Să știi că cred că ești singura
Cu cine? Nici eu nu știu pe cine s-a mai născut. Important este... Rod Stewart. Rod Stewart. A verificat acum. O să vedeți că a numit. Așa. Mama, am văzut pe cineva în colț acolo. Nu, da, nu, în spate toată lumea verifică Rod Stewart în naștere. Da, naștere. Dacă a fost ușoară. Pentru început, pentru că Anușca mea are foarte mari emoții. Da. Ea va cânta piesa. Mereu are? 10 ianuarie? Extraordinar. Ai avut dreptate. Vezi ce a spus? Pentru că Anușca vrea să ne cânte ceva din repertoriul Rod Stewart. Aoleu! Hai că te ajut eu. Aici sunt eu. Dacă noi doi devenim cei mai buni prieteni din această zi, eu trebuie să te ajut. Ca da, atare. Te rog, mereu trebuie să mă ajuți. Așa, nu știu cum. Un ton. Da. Fii atent aici. Da. Dă-mă tonul ăla. Fii atent aici. I am sailing. I am sailing. Ce frumos cânti. Through the water. Through the sea. O, cred că am spus. I am sailing. Oh, me weather. To be with you. Dragii mei, după această melodie, eu vreau să mă încălzesc cu alta. Aolea. Ce să mai... Drăguț. Noaptea... Da. Întreabă de tine. Au. Te vrea lângă Te vrea... mine. Am rugăminte, astea-s versurile pe care le-am scris de dimineață. Atât, nu. N-aș Te privesc... Te privesc în neștire, nu mă pot abține. Ești Ana, ispita mea. Așa. Știi că m-am uitat cât am reușit prin toată viața ta deopotrivă personală și muzicală. Iar eu cred că astăzi n-ai avut niciodată interpretarea asta. Te ții bine? Da, da, încerc. Noaptea întreabă de tine, te vrea lângă mine, Anișca Maia. Te privesc în neștire, nu mă pot abține, ești ispita mea. Acestea sunt versurile tale. Nu știu, nu cred că le... Ai făcut un hop, 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 hop. Hai, un ușor, hop, hop, da. Un ușor. Da. Zim doar cum încep. Se aude bine casca? Aha. Să pun și eu casca? Da, pune puțin casca. Ia. Anușca. Atât, Doamne, stai puțin că am intrat într-un film aici cu tine. Anușca. Ia, lasă-mă pe mine, să mă aud puțin. Te privesc, tu nu vrei să vezi. Te doresc, tu nu vrei să mă crezi. Te ascunzi, începi să cedezi. Îți arăt ce ai putea să pierzi. Hop, hop, se leagă-i bine. Hop, hop, spune-mi ce va fi când vom fi doi. În dimineață ne leagă. Și tu. Și noaptea ești ispita. Dar sună-ți place. Strângem în brațe. Arată-mi tot ce gândești. Hai, știu că-ți place. Nu-mi dă speranțe. Fără să-mi spui ce-ți doresc. Come on now! Stay! Tu mă faci să zbor. Când îmi dai un șeruș, ușor să-mi spui mai stai. Te ador când ești visătoare, cu mii de nopți îmi ești dator. Și hop, hop, se leagă o idilă. Hop, hop, spune-mi ce va fi când vom fi doi. Hop, hop, în dimineață ne cheamă. Și hop, hop, wow, wow, wow. Noaptea-ntreabă
cea mai ea. Te privesc când ne știre, nu mă pot abține, ești ispita mea. Hai, știu că-ți place, strângem în brațe, arată-mi tot ce gândești. Hai, știu că-ți place, nu-mi da speranțe, fără să-mi spui ce-ți dorești. Strângem în brațe, arată-mi tot ce gândești. Arată-mi tot ce gândești. Hai, știu că-ți place. Strângem în brațe, fără să-mi spui, fără să-mi spui, fără să-mi spui ce îți dore. Băi, se vede că am transpirat? Se vede că am transpirat? Da. Dacă se vede cum am transpirat, imediat oprim tot, punem... pentru că ai cântat atât de bine această melodie și ai pus foarte mult suflet la interpretarea ei, dă-mi voie să spun că ieri noapte eram în fața, eram în bucătărie și zic, ce pot să fac acum pentru a întâmpina și în același timp să smulg un zâmbet de la tine? Hai. Am găsit. Apasă. O surpriză? Da, surpriză, apasă. Da? Ceva de mâncărică! Da, aceasta este iubita mea, mulțumesc, aceasta este brânzică. Da, mămăliguță. Așa cum se gătește la tine la Brașov, nu? Sau cum? La tine cum se gătește? E perfectă. La Chișinov? Da. Da. La Chișinov noi n-am fi tăiat așa perfect. Eu știu că vrea să fie un... Am înțeles, un mezamplas mai... La Chișinov noi am fi făcut așa. Da, asta nu e o critică. E pur și simplu... vorbim plastic, artistic, așa. Cam cum ar fi fost. Din ceaun ar fi fost răsturnat așa și pe rotund. Și cu, ce crezi? Cu oața. Cu oața și puțină burindă. Așa. Păi nu, că și aceasta este proaspătă scoasă din de undeva. E... Da, e căduță, nu? Dacă îmi permiți, o să gust puțin. Pentru că s-ar putea să... în primul rând mămăliga. Stai puțin. Da, iartă-mă, te rog. Da, te rog. Nu mă impun, doar propun. Da. Așa. Un pic de brânzică pe deasupra. Brânzică pe deasupra? E brânzică, dar tu ai luat doar, știi, n-ai intoleranță la ceva, nu? Nu. Uite, nu. Puțin așa. Iartă-mă. Așa. Nu știu. Deci, s-a întărit puțin brânzică, dar n-are nimic. Așa, de atunci, deci așa grijă, nimeni. Cum e? Brânză de... e smântână. Mi-e plouă în gură, dar e nu... brânză. Dacă nu, te rog, e bucuria mea. Da, da, la final o să mănânc. Știi cum o să mâncăm la final? Deci o să mă fruct imediat. Eu știam că nu o să vrei, pentru că tu ești o delicată. Și delicat așa cum sunt uneori, să știi că... Da, acum chiar că n-aș putea, știi? Știu, te înțeleg. E rezistent la transfer, dar totuși... Da. Rușul rezistent la transfer nu este deloc efemer. Eu sunt de la fabrica de rujuri. Păi ai putea să devii, să știi, la un moment dat. Draga mea, aș vrea în primul rând să te întreb... Te rog. Dacă putem să bem vin. Am pregătit pentru astăzi un vin roșu. Foarte bine ai făcut, căci gâtișorul meu nu e în formă bună și vin roșu e exact perfect. Vai, ce frumos, ce sună. Iartă-mă, dar lăsăm un pic să se decanteze. Sigur că da. Mamă, de expertă în vinuri, expertă în expertă în mâncare. La ce nu ești expert? Asta vreau să te întreb. Horia, mulțumesc. Horia, nu știi tu tot. Mulțumesc mult pentru aprecieri. Uite, da, și tu. Îți fac eu pentru tine. Știu că tu ești ocupat. Pregătești următoare surpriză. Sper să... Da, nu sunt surpriză. Sunt doar întrebări pe care am vrut să ți le adresez de foarte mult timp. Da. Sunt doar lucruri pe care, sincer, le-am văzut la tine și după aceea m-am întrebat de unde e acest lucru, de unde e acest lucru. Și eu cred că te-ai fi dus într-o emisiune de televiziune, nu prea, pentru că televiziunea
De obicei are emisiuni care au jumătate de oră sau intervențiile noastre sunt de 5 minute, 10 minute. Și aici? Nu toate merită să te deschizi exact așa cum ești. Exact. De aceea vreau să te întreb, dacă ținutele tale, pe care cu toții le-am observat ani și ani, ani la rând, s-au inspirat din afacerea pe care mama ta a moștenit-o sub numele de Cooperativa. Cooperativa Dorința. Vorbesc serios? Așa se numește? Da. Cooperativa? Se numea, da, mulțumesc. Cooperativa așa, Dorința. O să încep cu sfârșitul și anume... cu plăcinta pe care da. A adus, așa. Am să vă spun că aceste ținute, chiar și aceasta de pe mine, în primul rând îi mulțumesc foarte mult Andrei Corvin, care le realizează într-o strânsă colaborare cu mine. Și Matei Corvin este soțul? Și Matei Corvin este soțul, care Matei. Face câte o, știi, când are timp Matei Corvin, face câte o cizmă, câte o... Așa, cu pantofi. Da, dar când face timp, știi, da. Dar el se bucură tare mult, Matei Corvin, când vii către el cu câte o idee năstrușnică, el imediat ia lucrarea, așa spune, lucrarea respectivă, dar durează. El este foarte, e copleșit de talentul propriu, talent. Am înțeles. Și durează mult, știi? Trebuie să ai răbdare. Dar să știi că noi colaborăm de vreo 18 ani, deci eu am răbdare pentru Matei Corvin. Și ai răbdare de 18 ani. Da, comand așa. Deci, de exemplu, trebuie să-mi livreze, să spun așa, aceste cizme pentru scena de acum 4 ani, eu tot aștept. Da, da. Asta este cu Matei Corvin. Dar ce să facem? Așa e el, să-i farmecul lui. Că, da. Ce s-a întâmplat, draga lucrez Ana? Corvin m-a lăsat de sculță. Da, exact. Lucrez, dar tot timpul, dacă lucrezi asidu. Dar chiar lucrează, dar câte puțin așa. Dacă un pic așa e distrat de ceva, ah, stai puțin, hai să mă ocup și de curelușa asta, hai să o bat așa, să-i fac câte ceva și nu știu cum ești așa. După aia ți-a e bibilitor, cu alte cuvinte. E drăguț foc, Matei Corvin, da. Și ce legătură are asta cu Cooperativa Dorința? Dorința este, da. Bun, mama, da, de mici, ne-a instruit de mici, suntem trei la părinți. Noi, conform politicii și conform educației, mamei mele și a neamului ei, femeile ar trebui să fie efectiv aproape perfecte. Trebuie să știm să croșetăm, să coasem, să facem macrame, să gătim gustos, să suportăm stările bărbatului, să ne iubim copiii așa cum sunt. Și asta este ok așa cum sunt, normal, dar știi, uneori mai ieși din pepene, așa, da. Și totuși trebuie să fii un exemplu, asta este mama. Așa mama ne-a educat și așa am ieșit noi toate trei. Bine, ușor diferite, evident. Adică sunteți trei surori? Trei surori, da. Celelalte niciuna în afară de mine. Deci eu sunt în București, cealaltă Svetlana este la Chișinău și Ludmila este în Cahul. S-a căsătorit și a plecat. Ludmila a plecat în Cahul. A plecat în Cahul sau a plecat din... Nu, în Cahul, dar niciuna nu... Adică Svetlana mai vorbește moldovenește, pentru că atunci când m-am mutat în România la 17 ani și jumătate... Atunci când am hotărât să rămân aici, neștiind limba română absolut deloc, partenerul de pe vremea aceea a venit cu două dicționare, unul rus-român și uite așa am început noi să comunicăm. Eu scoteam cuvintele, subliniam și uite așa a început între noi. Da, foarte frumos, a avut răbdare, a avut foarte multă răbdare, dar a și văzut că sunt... Persicace, da. Și foarte, da, și în primul rând foarte competitivă și foarte determinată. Atunci când eu îmi doresc ceva, ferească Dumnezeu. Da, acest lucru chiar se va întâmpla. E formidabil când tu mixezi o propoziție care poate să fie dură, dar când atașezi zâmbetul, e un fel de o combinație între te omor cu mâna mea. Chiar acum. Doamne. Nu te omor cu mâna. Publicitate, da. Cele două surori ale tale. Da. Au venit vreodată în București? Da, au venit de foarte multe ori altă dată. Aha. Acum ceva timp, până în pandemie au venit un pic mai des. Apoi când mă duc eu la Chișinău și mă duc destul de des odată la, bine, eu zic așa des, nu știu, pentru altcineva frecvența cu care se duce. Am la înțeles. Părinți, mi-ar fi plăcut mult mai des, mi-ar fi plăcut sigur. Să fie lângă mine, mai ales de când am devenit mamă. Dar asta a fost, n-am avut absolut deloc ajutor din partea lor, dar nu este un reproș. Așa s-au așezat lucrurile în viața asta, poate și eu am fost nevoită să fac față situației așa.
singură într-o țară străină, dar o țară care pe mine m-a adoptat frumos. Adică mie mi-a plăcut felul în care m-am integrat în societate, în România și cum am început eu să... Da, ai multe întrebări, știu, da. Nu. E foarte important pentru că tu ai trecut la un lucru pe care l-ai mărturisit și mă bucur foarte mult când ai descoperit limba română și ai învățat-o în același timp. Da. Dar zi-mi despre cooperativă. Asta era... în ce am ne citit eu, la cooperativă. Era un fel de afacere de familie. Da, afacere de familie, da, de așa. Și mama ne-a instruit să, bun, bravo. Așa, și noi de mici trebuia să știm să facem chestii. Eu, de exemplu, croiam și coseam tot felul de hăinițe, fustițe și partea de sus, partea superioară și așa, pentru fetițe de vârsta mea. Am înțeles. Svetlana n-a mai apucat, era cea mai răsfățată și așa, cea al treia. Așa, n-a mai apucat lucrul acesta. În plus, sormea mai mare, între noi există diferențe de 9 ani, sormea mai mare a devenit și ea mare, s-a îndrăgostit, a început să-i placă să aibă grijă de ea, să-și făcea unghiuțe și coafat și în timp ce ea făcea acest lucru, că acum țin minte perfect, în living stătea și făcea așa unghiile și îmi zicea mie, te rog eu frumos, partea pe care trebuie să o fac eu, o să te rog frumos să o faci tu și din 3 ruble îți dau o rublă și jumătate. Ok, dar pentru că nu, vai, și o data trebuie să accept acest deal și de atunci numai așa făceau, știi? Erau foarte... Da, făceau și pentru sorme, făceau și pentru mine. Erai cumva cenușureasa și nu mi-am dat eu seama? Nu știu, un fel de... da. Și mama, evident, nu știu de ce m-am văzut foarte matură de mică în privința multor lucruri, în special foarte multă responsabilitate. Nu, dar multă responsabilitate. Când am început să studiez un pic, bine, autodidactă fiind, puțin mai multă psihologie, deci astăzi eu sunt așa. La mine trebuie să fie perfect în casă, trebuie să fie perfect într-un dulap, deci trebuie să fie mâncarea gata și să fie pregătită indiferent de cum stau lucruri. Dacă deschid frigiderul, dacă vine cineva în casă, trebuie să am tot. Să fie pregătită, mă. Deci pentru ferească Dumnezeu orice. Dacă mâini nu știu ce se întâmplă, deci trebuie să fie pregătită. Încet, încet îmi dau seama că în fața mea e femeia perfectă. Doamne. Deci nu, eu zic, auleo, acum îmi vine să mă duc acasă să rezolv toate aceste probleme pe care Ana mi le-a spus. Trebuie să verifici acolo, că cine știe. Da. Și hai să concretizăm puțin ce așa. Și dat fiind faptul că mama așa m-a văzut, da, dar nu toată lumea a băgat, știi. Svetlana s-a relaxat un pic, Ludmila, care își făcea unghiile, sormea mai mare, era mult mai relaxată. Deci, băi, tu du-te și fă, dacă tu vrei și nu știu ce. Eu eram așa stresată, preluam de la toată lumea. Ajungând la maturitate, mi-am dat seama că această responsabilitate pe care mama mi-o transfera pe spezele mele a făcut ceva bun din mine, dar pe de altă parte m-a și împovărat, știi? Dar overall, mie mi se pare că când mă raportez la alte fete sau așa, eu uneori sunt foarte mândră că mama nu m-a lăsat să ies, să joc, să, nu știu, cărțile. Am înțeles ce zici, să te bucuri de copilăria ta în toate punctele. Nu m-a lăsat, da. Da, uite, tot ce s-a întâmplat în copilăria ta, pentru că asta am vrut să fac, peste timp, acum, se reflectă clar în ceea ce faci pe scenă. Mi se pare incredibil ca tot ce ai învățat tu, toate... Inevitabil, nu înveți doar să coși, ci și să devii estetă în ceea ce faci. Da, estetica îmbrăcăminții și așa mai departe. Iar dincolo de asta, pentru că lucrurile se împletesc foarte bine, crezi că tatăl tău, prin cele două instrumente pe care la care mai cânta, da, acordeon și chitară, Așa și chitară, crezi că te-a influențat pe partea muzicală? E posibil. E posibil pentru că și astăzi, dacă noi l-am sunat pe tati, el, dacă ar fi la masă, asta era așa un obicei și începe să-mi gânde. Oi, în Sehălăvodu, hai, preianușcuța, hai, în corob, să loc, toată lumea începe. Băi, v-am sunat să vorbim și noi liniștiți, nu trebuie să cântăm neapărat. Și nu știu, da. Și poate... Sunt pregătit, orice... Visul meu, unul dar dintre ele... Dar ce s-a pregătit, uitați-vă la el. Doamne... Deci nu, culoarea tot e ce trebuie. Incredibil, mi se pare incredibil că trebuie să coordonez cu dreapta, stânga. Nu. Mai am de lucru, îmi cer scuze. Nu, dar nici nu trebuie cum ar veni. Tu ai farmecul tău, nu e nevoie, nu. Și asta vreau să spun că poate și de acolo, dar să știi că atunci când am terminat școală, că noi noi terminăm, noi facem școală și liceu într-o singură școală, 11 clase. Așa?
Și când am terminat, toate profesoarele trebuia să scrie și ele câte ceva despre tine și cam cum, pentru că noi nu prea schimbam de mic, așa cum îi ducem noi pe Adam și pe al tău fiu. La școală? La școală, aceeași profesoară până încep ei să se îndrăgostească, știi? Da. Și acum prima dragoste e profesoară, îți dai seama, Adam e deja îndrăgostit de profesoară. Tot timpul ia apărare, tot timpul zice, Doamne, e ceva incredibil. Dacă te bagi pe sub pielea copilului, dacă ai spirit pedagogic, s-ar putea să... Tu l-ai. Nu. Sunt sigură. Eu acum vreau să fac, după ce ai terminat, vreau să fac o... intruziune așa micuță în partea asta cu dansul pe care ai făcut-o. Da. A, dansul, îți povestesc de ce am început să dansez, dacă contează. Spun-te... Am avut scolioză. Atât. Nimeni nu știa. Tu? Tu ai avut scolioză? Da. Hai să-ți explic cum. Ca să înțeleagă toată lumea, scolioză e o deplasare a coloanei vertebrale. Foarte, de gradul 4. Așa, și ce s-a întâmplat? Eu coseam într-o poziție nefirească. Inadecvată, corect. Da, adică, uite așa, la mașină de cusut te pui așa frumos. E, și Anușca, adică eu, cum mi se spunea Anușca, Anușca cosea așa. Știi? Și am cusut așa, eu nu știu ce să spun cât, dar am cusut așa de la 8 ani. Să nu vă imaginați că am fost exploatate sau ceva, dar așa a fost, așa mama a simțit că noi trebuie să facem asta. În fine, și am cusut de la 8 ani, adică vârsta lui Adam, imaginează-ți, da, foarte da. Independentă, căci astăzi Adam spune câte ceva, zic, auleu, nu, Doamne ferește, cum să faci tu de unul singur? Păi eu avut 8 ani, făceam ciorbă găteam. Ce ciorbă? Ba da, din borș, din sfeclă roșie. Da, asta era primul da, fel de mâncare pe care noi am învățat să facem, da. Bun, și asta vreau să spun, că de acolo, stând așa, eu am dobândit această scolioză. Ce s-a întâmplat la fiscultură, că cât înzăvați fiscultura? La ore de lucru man, nu, de nu, dans, nu, de sport. Nu, sport, mulțumesc, așa? Așa? Asta mi-a plăcut de mine. Okay. Asta era... Ce a fost asta? Asta era, nu, dansul neuronilor. Bă, ok, hotărește-te puțin, hotărește-te. Așa. Deci asta, și profesoara, dom'le, dar nu e ok, nu stai bine, nu știu, nu e, și așa, măi, mama sună repede, nu ca acum, alo? Stai la director, dumă, mi-a aduc aminte, pe hol mergeam așa și pentru mine a fost o panică totală, era un hol închis la culoare, sunetul acela, scuze, se propaga. Da, de pași, da. Zic, Doamne, ferește-mă, ce poate să fie, să nu știu, să mă dea afară din școală, eram terminată, eram nu știu ce să... Îți dai seama. Așa, în fine. Așa, mama a fost anunțată, nu știu ce, și am început. Am început un fel de terapie foarte dureroasă. Terapie prin sport? Nu, sport oricum făceam. Eram o fire foarte dinamică și energică și aveam nevoie de sport să mă mai consum și acolo puțin. Nu, am făcut un fel de gimnastică de... Medical, așa îi spune. Da, foarte dureroasă. De altfel, nu știu, că mă punea în niște poziții și apăsa în același timp pe coloană. Am înțeles. Da. Și apoi venea o doamnă care îmi făcea un masaj extrem de dureros. Ferească sfântul prin ce am trecut. Deci am nebunit. Curgeau lacrimile, dar trebuia să facem. După care am făcut luni de zile, vreo 9 luni, aproape un an, acest chin teribil, mai ales asta de... Un an de zile de masaj? Da, de... dormeam 4 ani pe scândura acasă. Nu cred. Da, păi dar trebuia să se refacă. Chiar dacă era mititică, era un stadiu dificil acela. Da. În fine, 4 ani pe scândura acasă pe podea. 4 ani de zile? Dar vreau să spun, știi care e chestia? Ascultă-mă, tot neamul când venea la noi, toți dormeau pe jos. Adică era fan, știi? Dar nu era așa tragic. Acum îmi spui, băi Ana, de acum încolo spun. Nu știu, dacă vrei să cânti precum soprana cu tare, trebuie să... Vai de mine, stai ce chin, stai ceva. Acum, atunci era minunat să dormi pe jos. Acum. Vedeam așa suntem noi copii. Da, 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 da. Vedem altfel lucrurile când suntem mici. Minunat, oricum am învățat o groază prin prisma și prin ochișorii lui Adam. Din nou m-am reîntors în copilărie. Da, corect, de fiecare dată când se naște un copil, ne naștem și noi din nou. Tare frumos, așa, eu sar dintr-un alta deci... Nu face nimic, așa la fel. Suntem două firi săritoare. Doamne. Și și asta vreau să spun că da, și am dormit aceștia au fost pașii. Apoi totul s-a cununat cu dansul. Și după ce m-am îndreptat, doctorii au spus, acum, din clipa aceasta, trebuie să înceapă dansul. Și m-am dus la aerobică, gimnastică, ritmică, cum se chema pe vremuri. Pe 14 ani s-a întâmplat asta. Nu, am început această...
Nu, în timp ce dormeam deja pe, am înțeles, da, pe la 12, pe la 12 ani. Da. Da. Și evident dansul, nu știu de ce, dar l-aveam așa mai în sânge. N-a durat foarte mult și am început să dansez și uite așa... A intrat în ansamblu. Da, am, bravo, deci nu știu. Da, și vai ce mă dureau piciorușele. Dacă... Deci dansul acesta nu este deloc ușor. Modern, clasic, niciun trebuia dans să știi, nu adică e. Adică voi făceați de toate acolo. Da, dar acest dans, cum se cheamă, tradițional, mama, doamne, cum mi se umflau piciorușele, cum durea și tot timpul le țineam în sare, seara și pe sus. Și pe nu știu cum. Foarte... Dar a trecut. E, dar această durere s-a concretizat în ceva pozitiv, pentru că tu la 16 ani jumătate, aproape 17 ani, tu cu acel grup, ansamblu de dansuri, ai venit aici. Exact, am venit în România. În București. Da, în, pe perioada verii. Vezi, domne, să vedem și noi. Un schimb cultural, cu alte cuvinte. Un schimb cultural, da. Și doamna Tamara, coregrafă. Conducătoarea, așa. Și a zis, hai, las-o și pe Ana să mai vadă și ea România, să vadă despre ce este vorba și nu știu ce. În fine, și eu am mai văzut România pentru că ai mei pe vremuri umpleau Volga și mergeam cu mașina plină, cu... spun și cu ce? Vrei să spun cu ce? Da. Bun, deci tata avea sus o drujbă imensă, ancorată, nu știu cum, Volga era mare, mă înțelegi? Dădea la o parte acel divan din spate și umplea cu Lavrovui list, ăsta, cum se cheamă? Foi de dafin. Măi, mult, nu știu ce n-aveți foi de dafin. Nu am înțeles de ce n-aveați voi în România foi de dafin. Deci, foi de dafin mult. Soluțiile astea de curățat menajere, nu înțeleg de ce nu aveați, eu nu înțeleg de ce noi aveam și voi nu. Acele, n-aveam. N-aveam, nu. Acele chestii sârmulițe cu care fregi bine un ceaun. A, nu, atât. Clar, de sârme, de vase, de alea. Nu aveați nici asta, nu știu de ce. Da. La care se adaugă tot ce a făcut, nu ți-am zis că tată croșeta dolcichi se chemau pe vremuri. Coș. Nu, tată croșeta, adică asta, fes, pulovere, tată croșeta, la mașina Brazzer și Toyota pe vremuri trebuia să perforezi tu singur. Mamă, era ceva eu cu matematica svărzet. Dar cu desen, cu desen îmi ieșea. Și deseam, făceam, nu, cu matematica era rău de tot, cum ar veni. Dacă trebuia să înveți ceva, trebuia foarte repede să învăț, coloram, așa învățam, coloram, așa învățam și la drept, aici în România. Trebuia să învăț, coloram, țineam minte cum am colorat. Repetam de nu știu câte ori și așa am învățat eu la drept și a dreptul mi-a mai rămas în cap, să știi, pentru că m-a ajutat să mă integrez frumos în societate. Am învățat ce înseamnă contract, ce înseamnă a dilui, dar matematica, așa cum a intrat cu forță, mai așa și a ieșit. Eu când am ieșit din cabinet nu mai știam nici tablă înmulțire, spun, când a trebuit să dau examen. Nu mai știu nimic, Doamne ferește. Da, și tu, ca să mă întorc puțin, tu veneai cu tatăl tău cu Volga... Ca să-l ajuți la să vândă chestiile astea. Doamne, câte discuții am deschis acum, câte ferestre, niciuna n-am terminat, ferească Dumnezeu, suntem ceva rău. Nu-i nimica, mie îmi plac ferestrele tale. Aoleu, Doamne. Parcă ești la mine pe laptop. Exact, da, mult, dar nu știu de ce să apuci. Deci tata, da, tata umplea. Bun, deci ți-am zis sus drujba întotdeauna. A, și nu vă să spun câte canistre de benzină în spate, că era problema cu benzină, trebuie să ai și tu, pata, mă înțelegi? A, mi s-a rupt ca dispozitiv din acesta, Doamne, deci eu l-am acasă, dar nu înțeleg de ce, când mă gândesc în rusă, trebuie să zic în rusă, trebuie să mă gândesc în rusă, de tocat carne, dar din fier, tu știi, de la ca la babușca. Mașină de tocat carne, da, dar din știu. Fier. Dar din fier, da, la fel făcea, mici și tata făcea acasă. Măi, serioasă, nu glumă, serioasă, da, e serioasă. Cu, astea câteva. Ca o menghină prinsă de masă. A, știu. Cu toate astea, bă, Volga noastră, sărăcuța în spate, era așa așezată, mă înțelegi? Mai e Volga? Nu mai este Volga, nu mai este. Putem să-l întrebăm pe tati ce a făcut cu ea. Dar era și ea foarte grea, s-a așezat toată, mă înțelegi? Plus eu care trebuie să dorm. Dar voi nu știți cât de frumoasă a fost atmosfera în Volga. Deci îi mulțumesc mamei mele și tatălui meu, pentru că de mică m-am interesat, mă, cum e, mă, viața asta în doi? Cum el, care conduce, și cu ea, care croșetează lângă el, cum, mă, e miraculos cum de ei s-au înțeles? E foarte frumos, dar surorile tale nu vedeau? Nu, nu. Cealaltă era mea mare, ți-am spus, da. Avea alte obiceiuri. Sora mea era mult prea mică, nu o interesa. Măi, nu știu de ce astea mijlocii sunt foarte implicate, mă înțelegi, în tot ce se întâmplă. Trebuie să asigure partea de sus cu partea Doamne, de jos, da. Doamne, incredibil, spun.
Și vreau să-ți spun că am învățat enorm de la ai mei, măi, cum să înțeleg e miraculos. De fapt, ei nu se înțeleg, dar e miraculos undeva să înțeleg. Tu înțelegi? Este... Cred că și iubirea pentru cele trei fete, în special pentru cea mai harnică, nu, adică ești tu. Ești foarte drăguț, e clar că pentru noi și da, da, așa, dar e complicat, noi nu e. Mama care stătea așa și... Deci, adică pentru tată, eu mi-închipă acum, cam cum aș sta eu lângă iubitul meu să fac lucru manual în mașină. Să știi că e o chestie ca o relaxare, ca o terapie până corect, la urmă. Da. Și tată, pe tată nu-l interesa terapia mamei, da, deci și nevastă mea face foarte multe lucruri și mă uit așa la ea cu drag, așa că... Iubirea nu trebuie să o înțelegi, trebuie să o accepti și să o îmbrățișezi, e clar. Corect, așa este, da. Cu toate astea, eu zic că noi femeile, asta tot de la mama. Așa? Nu, asta de la bunica mea ucraineană. Măi, fenomenală femeia. Asta am vrut să te întreb. 12 copii a avut femeia asta. 12 copii? 12 copii. Nu se poate așa ceva, spun. Măi, dar știi cum era Ana? Deci Ana, bunica mea. Bunica ta. Eu port numele, da, ucraineană. Băi, e ceva incredibil, colosal. Pentru mine a fost ceva. Mamele noastre, e 5, 6 le-am prins și cioția Luba din Murmansk. Deci 6, când ele se adunau, ferească Dumnezeu, se certau, nu avea niciună răbdare, aia povestea, aia nu știu ce făcea. Și bunicuța, adică mama lor, face, ai de capul meu, doamne, de ce? Era, de ce vă certați, de ce nu sunteți? Parcă era din alta luat, măi, și-mi plăcea de ea la nebunie, și gătesc tot așa cu drag. Tot de la ea foarte multe, dar să zic ceva despre relația cu badea al ei. Mai ceva fenomenal. Bunica ta din Ucraina. În ce oraș din Ucraina? Nu, Ciubara se chema satul unde eram așa. Eu foarte repede expulzată când veneau canicule, când veneau astea. Da, în timpul verii. Perioada de vacanță. Zi de vacanță, 3 luni. 3 luni acolo? Ciubara. Paradis. Da. Foarte frumos. Foarte frumos în ideea în care mi-era și foarte dor de ai mei, dar totodată trebuia să înțelegem, nu ca astăzi, lui Adam, dacă îi se pare, gata, mă sună, alo, mami, poți să mă iei, te rog, de la tabăra asta, nu-mi place, zice, măi, Adam, dar nu mai putem, trebuie să-ți asum chestia asta, atunci, nu, ce mi-asum, nu, că, te rog, ia-mă, măi, nu există așa ceva, 3 luni, acolo plângi pe la... căprioarele alea, rățișoarele alea cu care te duceai la câmp, nu există, te-ai plictisit. În fine, hai să zic, am multe de povestit. Așa. eu cred că ești cea mai bună povestitoare și da. faptul că îmi spui toate aceste lucruri e o mare bucurie pentru mine, pentru că văd acum în tine, la vârsta pe care ai de 29-31 de ani, acum toate din copilăria ta, că a fost vorba de... treburi culinare, că a fost vorba de a coase ceva, că a fost vorba de a cânta, că a fost vorba de înțelepciune, că a fost vorba de bucuria copilării, toate le văd acum la tine. Și acum te înțeleg cu atât mai bine, asta mi se pare interesant. Da, să știi că n-am lăsat pe... Sunt foarte puțini oameni, pot număra pe degete, care mă cunosc astfel. Eu m-am hotărât să vin aici la tine și m-am gândit, am purtat o negociere cu mine și zic, eu mă cunosc. Așa. Și eu... Și pe mine mă cunosc câțiva oameni. Îmi cunosc felul. Eu pe scenă și în general mereu pun un fel de paravan. Eu nu mă arăt adevărat oamenilor așa, știi? Toate sensibilitățile, toată vulnerabilitatea mea și absolut și felul în care gândesc. Nu fac. Și pentru că mi-am asumat acest lucru, eu astăzi voi fi eu. Asta este, știi? E o surpriză foarte plăcută, mai ales că noi doi fiind împreună la ultimele două revelioane. De fiecare dată mă uitam la tine și într-adevăr era un paravan, un paravan pe care, nu știu, nu cred că ai mei colegi mă știu foarte bine, eu nu-l mai pun pentru că nu mai am ce să ascund, nici ce să spun, nici ce să ascund, știi cum mă trimite. De fiecare dată mă uitam la tine și într-adevăr, pentru foarte multă lume, până acum, ai fost un mister, dar cu atât mai frumoasă e descoperirea vis-a-vis mulțumesc de tine. Mulțumesc mult! Să revenim. Da, bun. E și bunica, cum zicea. Eu o întrebam când era mititică, ei plăcea foarte mult tot așa lucru manual. Ea era o bunică care nu știa să citească, dar mă punea tot timpul bunelul, în schimb, a înflorit, a făcut deci ele școli din înalte. 1905, atunci s-a născut el și ea pe acolo, da, el a făcut școală, a făcut tot, a fost de 2 ori pe front, a instruit soldații, el era, dar bunica n-a avut. Am întrebat-o, măi, de ce, măi, bunicuța mea, tu nu știi să citești, n-ai avut, zice, păi noi pe vremuri n-am avut timp, nu am avut accesul
la informații, la joburi pe care le aveți, da, voi. Cred. Bine, nu joburi, nu așa ziceați, dai seama. La lucru, la muncă, așa. Cum aveți voi astăzi. Și independența deja de pe vremea aia începea să răsară în mintea mea. Că femeia devine din ce în ce mai independentă. Și rolul bărbatului devine din ce în ce mai nesemnificativ. Și astăzi, când femeia a devenit atât de independent, adică poate să susțină cu brio familia ei pe ea, știi, era vorba aia, lasă, fii drăguță, fii nu știu cum, o să-ți asigure casa, copii, banii. Da, da, bărbatul adică asigură. Exact, da, 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 da. Astăzi femeile nu mai gândesc astfel, sau cel puțin nu mai pleacă urechea la ce se spunea pe vremuri și ele se zbat odată cu chestia asta, această emancipare. Cum se spune, exact, a ei. Asta, cred că după al doilea război, război mondial, exact, exact. A explodat, devenit, dar nu a explodat, da, deodată, ci și în America. Treptat, au fost corect, încet, încet probleme și Europa s-a ridicat și în sfârșit acum femeile, vorba aia în Chișinău, corect, Maia corect, Sandu este o femeie, corect, în vârful ierarhiei, exact, politice. Și asta, odată cu chestiile astea, mi-a explicat ea mie, dar ți-am spus, abia încolțit independența și cât am reușit să prind de la ea, astăzi cât am studiat vis-a-vis de treaba aceasta, cât de greu este femeilor astăzi să crească singure copii. Când, da, pe de altă parte, știi ce mi-a plăcut mie constatarea mea? Astăzi cuplurile sunt împreună, sau cel puțin aleg să fie împreună, bravă, pentru că ei optează pentru asta, nu pentru că ea este obligată să rămână în povestea respectivă, ca altă dată. Ei amândoi simt să facă asta, pentru că și ea este pe o poziție și el este pe o poziție și atunci când ei se întâlnesc, desigur, într-o relație trebuie să muncești enorm, părerea mea, enorm. Categoric. Suntem fiecare extrem, zi, extrem de diferiți. Cu cât ești mai comod în relația respectivă, cu atât o pierzi mai repede. Oh, cum să nu o pierzi sau se deteriorează și n-ai înțeles absolut nimic. În sfârșit pot să discut și eu despre relații. Luați-vă notițe. Absolut nimic nu poți să înțelegi, desigur, și de fiecare dată când practic te desparți de cineva, este foarte important un soi de notiță, ce am avut de învățat, unde am greșit, cum am fost și trebuie să fii sincer cu tine, să zici, măi, unde m-am greșit, mă? Bă, în al 12-lea ceas să recunosc, măcar în fața mea, absolut, care a fost chestia. Pentru că suntem tentați să repetăm absolut aceleași și suntem tentați să ne iertăm puțin greșelile, da, fără să le asumăm. Da, da, păi, dar ne atribuim tot soiul de, da, circumstanțe atenuante. Lasă că tu așa, lasă că el așa, lasă, da, nu da, știu, da, știi? Așa și ăla, și chestia aia, știi cum se duc ele la... Bine, de ce zic ele? Pentru că... Hai, am deschis iară 7 milioane. Deci eu mi-mi place foarte mult. Îmi place Ana foarte mult. Îmi place Ana. Deci, îmi place emanciparea lor. Da. Dar pe de altă parte, știi ce vreau eu să transmit fetelor? Te rog. Eu, nu că, și eu la rândul meu am făcut treaba aceasta. De-aia vreau să zic din propria experiență. Deci, fazele astea foarte dese în care ele... Ok. Ea, ca femeie, consider și astăzi, trebuie să lucreze, adică ea ar trebui să fie pilonul relației. Mă înțelegi? Ea, pentru că, uite, ești tu, sunt eu și a treia entitate este relația noastră. Adevărat. Ea e mai plastică, ea e mai artistică, ea e altfel, ea are mai multe, de la atenția distributivă până la o groază de chestii care țin de... Și oricum, buchetul hormonal al nostru nu se compară cu al vostru, nu suntem ceva... Hai, nu ne subdivizați acum. Nu, nici chiar așa, nu. Nici vorba, doar că... Ai perfectă am dreptate. Am vrut să spun ceva, să zi, vezi că o să-ți placă ce zi. Vreau. Ia, nu, că neapărat... te ascult, Uite, de exemplu, un exemplu foarte funny, pe de altă parte, în cum ele se plâng după raport sexual, cum da? Ele se plâng că ea nu mai primește aceeași atenție de la el, mă înțeleg? Ok. Și se face un scandal pe tema asta și nu odată. Mă, ea nu mai este ținută în brațe, ea nu mai este mângâiată, nu mai zic de mângâiată, nu mai este ridicată în slăvi, nu mai e nu știu ce și nu se vorbește pe tema aceasta. Eu de multe ori, când am simțit și eu la rândul meu acum că ceva de treaba aceasta... Că nu ești și îmbrățișată cu cuvintele destul... Am vorbit, am spus. Asta zic din propria experiență. Am înțeles. Măi, dar n-are cum mai omul acela, m-am gândit eu să aibă, mă, n-are cum să aibă doar el problema asta, nu există asta, a pasat problema unul de la celălalt. Eu zic, mă, dar hai să mă mai duc și eu așa pe zona aceasta. Măi, știința, ceva, o constatare, o relatare, o ceva, ia să văd și o lectură de specialitate. Am înțeles. Mă, unde aflu eu, de fapt? Că? E foarte simplă situația. Măi, foarte simplă.
estrogenul nostru. Se întâlnește cu oxitocina. Băi, și să-mi pletesc frumos și sunt vesel și nu mai pot de fericire, mă înțelegi? Și mai ales estrogenul se dezvoltă și capătă o formă din ce în ce mai efervescentă. Când? În timpul actului. Oxitocina și ea crește în timpul actului. La un moment dat, în momentul juiserii, cascadă extraordinar, ceva minunat, corect. Mă înțelegi? Și ce se întâmplă? Ea vrea să-i mai povestească nimicuri la ureche, stai puțin. Corect. Să-i mai povestească nimicuri la ureche, e ceva, pentru că ea e toată, iar el, testosteronul lui, corect. Neutralizează oxitocina. Mă înțelegi? Efectiv neutralizează. Medicina spune, statistic vorbind, neutralizează și el în secunda 2, după ce a juizat, măi, caută o telecomandă, o gustărică, o ceva să mai așa. Iar ea vrea să-i spune nimicuri la ureche, să atârne de el, vai, dar știți și el... Mai sunt băieți care sunt mai drăguți, zic, măi, dar știi că stai că așa, stai că nu știu cum și tot așa. Și stai, dacă nu e așa, se iscă o dispută. Deci nu ți-a plăcut. Deci eu cum acum a fost? Mă gândesc la toată viața mea. Aoleo, te-am băgat într-un și vreau să spun că, cu mâna pe inimă, spun că nu sunt bărbatul din povestea ta. Bine, eu fac diferența, nu știu colegii mei, dar eu, personal... Eu am stat de vorbă cu ea, chiar ne-am discutat foarte multe lucruri. Pentru mine, femeia, într-adevăr, trebuie pusă pe un piedestal, iar dincolo de asta, toate stagiile, toate etapele în care cineva se întâlnește cu cineva, își propune să se îmbrățișeze, să facă sex și așa mai departe, până după aceea trebuie respectate și cu atât mai mult cu cât le respecti, bucuria întâlnirii cu cineva este cu atât mai mare. Dacă vrei să sari peste etape, și să zici fără preludii și să te duci direct în fân și după aceea să pleci de acolo ca un soldat grăbit, asta nu-ți va duce niciodată plăcere. Asta am fost colegi, m-ați înțeles? De asta eu zic așa, eu zic așa. Dar ar naiba în dragoste, mă. Așa asta e vorba românului. Aoleu, doamne. Asta e vorba românului. Aoleu. Dar ar naiba în tine. Deci iată de aici. Asta e cântat-o cu foarte multă vreme în urmă. Și dar ar naiba în tine dragoste, ce te ții mereu numai de mine. Tu ești pentru mine o pacoste, o pacoste. Și nu pot ca să mai scap de tine. Și ai venit nici iar am plecat eu, iartă-mă! Și ai prins în suflet vâlvătaie. Vâlvătaie! Nu mănânc și noaptea somnul am. Ah, ce bine zici! Pentru tine, dragoste, bălai. Zi, Anușca! Te-ai așezat unde? La inimioară. Și ai făcut ca să mă doară. Mult mi-e necaz și mi-e rușine. Zi-mi acum! Dar ar naiba dragoste în tine. Bine, Anușca! Deci atâta. Uite cum a zis dar ar naiba. Dar ar naiba în tine, iubitul meu. Se mi-e rușine. Dar ar naiba dragoste în tine. Sunt atâtea fete alte în sat, mândre, frumoase din calea afară. Tocmai peste mine tu ai. Asta e, Anușca, ce să fac? Dragoste să fii mereu de-o cară. O cară. Iar fetele împrând în spate. Mult mi-e necat și mi-e rușine. Dar ar naiba dragoste în tine. Aha! O dragoste nevinovată. De atunci oftești și mi-e rușine. Zi, Manușca! Dar ar naiba dragoste în tine. Nu,
Trebuie să ne vedem mai des. Hai să spun și de ce. La mulți ani! La mulți ani! Bine te-am găsit! Bine ai venit, Danușca! Mulțumesc! Vă rog, nu mâncați, dacă vă prind că mâncați ălea, plăcintele, cum ai zis? Floarea iubirii. Ați mâncat toate florile iubirii? Horia, îți promit că mai fac. Promit că mai. Nu. Și mai ales că am aflat că suntem vecini, deci îți mai aduc. Ce nu ți-a convenit? Ce ai, noi de ce suntem ai dus? Vecini. Deci, noroc, dragii mei. Noroc, dragii mei. Vreau să spun foarte deschis că n-am mai purtat. Nu era o vină asta. Este din, chiar din Republica Moldova. Eu sunt foarte ciudățică la vinuri, spun sincer. Hai să-ți povestesc. Deci asta e tot. Deci, Horia, hai să-ți povestesc. La 40 de ani am îndrăznit să încep să beau, efectiv, alcool. Până atunci, ocazional, așa un pic de șampanie, un pic, da, foarte, Prosecco, foarte rar. Prosecco și așa mai departe. Foarte rar, extrem de rar. Și de la 40 de ani până acum, vrei să zic cum a fost? L-am sunat pe tati. A trebuit să mergem la o petrecere. Și am zis, mă, tati, după ce am împlinit 40 de ani, și am zis, tati, te rog eu frumos, spune-mi că tati al meu e profesional. Da. Profesional, da, da, da. E ce trebuie, tati. Da. E tot. De toate, oaie de capul meu. Așa, deci îi place. Și mi-a spus, tati, așa din suflet, nu scusa, ai mare grijă, că tu nu ești pregătită pentru... Eu zic, tati, nu știu, vreau să rezist la petrecerea asta, cum se fac, să nu mă doare capul, să fie foarte nu știu bine, ce. Foarte bine, Andreea, uite ce a vorbit cu tata. Andreea, da. Fata mea cea mare, o știe. Deci, Andreiușca, uite la Anușca ce zice, fii atent, da, aici. Tati? Tati, exact, tati, păi da, tati, nu, feblețe. Așa, și i-am zis, deci, păpușica, nu ești pregătită, dar putem să facem în felul următor. Tu, rog frumos, să asculți exact cum îți zic. O guriță de vodka și 3 de apă. Deci cum ai băut o guriță de vodka, 3 de apă? O guriță de vodka trebuie. M-a întrebat cât durează petrecerea. Și am zis, tati, vreo 8-9 ore. Da, o petrecere în aceasta, nu mă înțelegi. Și în picioare și tot. Clubbing, you know. Am recunoscut. Clubbing. Clubbing, da. Da. Mult clubbing. Și am vrut să fiu în formă. Uite așa, vreau să spun că a doua zi nu m-a durut capul. Am băut, cum a spus tati, am fost, știi chestia aia când te încălzești așa, deci da, sus, da, jos, așa, eu și vine așa. Acum sunt deja încălzit. Doamne, deci efectiv, știi? Și ai chef așa de discuții. Nici nu mai simți cum te dor piciorușele. Asta a fost foarte important, că eram pe tocuri. Și am zis că e important, tati, nu mă așez așa ca o comodă, că mie nu prea-mi place. Nici nu-mi place să mă îmbrac. În permanență activă. În permanență. Tot timpul îmi pun singură piedici, înțelegi? Deci nu, deci trebuie să... Cum să fie cât mai complicat așa să fie? Așa te duci, complicat, nu comodă. Mă înțelegi, da, zici că sunt la un concurs, tot timpul trebuie să fie ceva incredibil. Deci, în fine, uite, așa am așa. Și după care am început să pun vin. Asta e primul episod cu Ana. Da. O să, până la capătul anului o să urmeze multe altele. Da, deci așa a început vinul. Așa a început vinul. Așa, ușor a început și vinul. Și vreau să zic ceva, ce am descoperit la mine. Sărăcuțu, vrei să spui de foarte multe ori cu mânuța asta, tot timpul ți-a închid, dar nu, pentru că am foarte mult info să-ți livrezi, nu dată. Așa, și vinul, mi-am dat seama că îmi place din mai multe soiuri. Nu. Clar. Nu știu, e clar asta? Da, clar. Păi nu știu că mie îmi place vin roșu. O singură papilă gustativă pe limbă? Nu, ai mai multe. Ca atare fiecare dintre ele își vrea gusturile. Dar eu am observat ceva, Horia. Când ne prezinte câte cineva un vin ne spune că e doar din strugure, nu știu care, podgorie, nu știu care, da? Și nu știu ce și nu știu cum. Dar cele care sunt din soiul cutare, și îmi spune vreo 7 soiuri de struguri. Și sunt cupaj și așa mai departe? Sigur, cupaj, cum zici tu, nu știu cum e, dar e. Eu țin minte doar atunci când am fost mică, la Taraclia. M-a pus tatii, părinții mei, micuță, rău, în fustiță, așa, într-un din ăsta și să strivim. Vai, ce frumos. Ai strivit cu picioare? Da, am strivit când a fost mititică. Ăsta e visul meu. Bine. Se spune că numai fetele. Nu, să te văd când tu strivești, nu știu, nu. Să te văd când strivești, nu. Dar să ne vezi pe noi, fetele, uite, mă îmbrac eu cu păpușica ta, cu soția ta, mergem și strivim și tu stai cu paharul undeva, așa, și nu aștept. Nu cred așa ceva, așa se face, mă. Ba da, e o guriță așa și curge de acolo. Păi de ce nu mi-am spus, mă, până acum că așa se face? Păi auzi, mă, Cristiane, fetele se urcă în... Da, cum se cheamă? Butoiul ăla. Butoi, da. Strivesc, iar bărbații așteaptă exact la robinet când curge. Da, cu un cântec, cu din astea. Spun, da. Începe. Se mai întâmplă chestia asta? La țară, da. Da, eu pentru că am fost crescută, ți-am zis, în vacanță, hop-top la țară,
Deci eu sunt în acolo o corcitură, un amestec. Da. Dacă se menține chestia asta, acolo trebuie să mergem la păi țară. Mergem și filmăm de acolo. Ia că te uite să le vezi cum ele, știi, zburdă pe acolo și miroase frumos. Știm și ne îmbătăm începe, de la miros. Nu știm când se termină filmarea, e clar. Da. E, dar vreau să, apropo de, de sfaturile pe care le-ai cerut tatălui tău, da, vreau să te întreb ceva. Fraților, atenție la, da, la ce se întâmplă acum. Mm. Ana. Da. Până la 17 ani, tu nu ai intrat niciodată într-un... club. Și jumătate. 17 și jumătate. 7 pe jumate. Da, de ce nu se știe? Deci nici eu. Nu, deci noi doi suntem la fel. Dar tu de unde știi detaliile astea? Nu știu, vreo, am Ana, zis Ana, eu când... Ana, Ana. Nu stau și mă gândesc că e un exercițiu pentru Ana, mine. Ana, 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 iartă-mă, dar... Tu ai pe cineva inside, tu nu, ai un nu. Informator. Da, da, am un informator. Nu, eu vă zic că eu, eu, nu, sunt eu nu știu când am spus așa ceva, în ce context aș fi spus. Din păcate, din păcate? Sau din fericire, din fericire, eu am trecut prin toate, prin toate sursele. Aha. Dar cele mai importante, pentru a, că asta da, este... ai zis tu că te-ai pregătit temenic m-am când pregătit eu eram răcită în copță. Când, când tu erai răcită și mă, mă bucur că ești plin, plină de energie și zâmbitoare, mulțumesc, foarte tare mă bucur. Eu m-am, m-am pregătit pentru tine și vreau să spun că îți înțeleg starea. Pentru că nici eu n-am băut vin roșu, nici eu n-am băut anumite lucruri când eram tânăr. La, singurul lucru pe care l-am băut în copilărie și mi-l asum este o, de la bunică, mi-am pune așa într-o păhăruț mic, vișinată, într-un degetar îi spunea. Vișinată, nu? Nu vișinată, a, cafea. Hai, lasă-mă. Și ca să zic eu că e dulce, îmi punea și puțin, mai mult zahăr. De asta beau acum cafea cu miere, a, ca un nebun. Am înțeles. Eu și de cafea m-am apucat după 40 de ani. Eu nu înțeleg nu care a fost așa faza cu, da, 40 de ani. Nu, să nu, să nu o baci cu pe psihologie că a fost de click sau nu, ceva. Nu, 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 câtuși de puțin. Deci nu, deci a fost... de puțin, nu, de puțin, nu, da. Cu ceaiuri, cu astea sunt, da. Eu vreau să spun un singur lucru. Te rog. Tu reprezinți acum, prin tot ce ai povestit, dar în special, tu vin în România. Vin București. Da. Nu știi limba română. O mare teamă, o și mare peste, teamă. Și da, peste 2 ani dai la facultate. Nu 2 ani, nu, aici ai greșit. 3. Deci la 17 ani și jumătate m-am cunoscut cu acel cineva și la câteva luni nu deja cred am intrat la facultate cred, de așa drept, ba da. Pentru că eu mi-am propus, ai mei erau terminați, sunau, a, nu știu că da, vai, zi, da, măi, zi-te și tot. Adică ce se întâmplă cu tine, Anușca? Spune-mi ce se întâmplă. Da, unde nu, ești? Dar ce de faci? Ce nu, de ce tu nu vrei și eu sunt, ți-am spus, dintr-o bucată. Eu când am hotărât, am hotărât. L-am, tata era la Moscova atunci. Construia, lucra în construcție. Construcție. Trebuia să-l caut și nu știu ce tati ca să-i povestesc și lui tati, îți dai seama. Nu, tati al meu, tati al meu, că pentru mine tati era tot. Eu vreau să mă căsătoresc cu el când am fost metitica. Așa, da. Și tati să-i povestesc. Ma, nu, n-am avut curajul să-i spun pentru că mama m-a influențat că nu e o decizie foarte bună, dar eu rămâneam pe ea, mă înțelegi? Pe decizia mea. Asta a fost, mi se pare, ceva. Iar tu în ai fi... dat examen în română. Da, păi la facultate de drept, cum să și nu? La facultate de drept, unde atunci? Și dăm voie să... Și vreau trebuia să scrii mult. Nu doar să scriu aproximativ materiile foarte importante, și anume drept penal, teorie generală a dreptului, civil... Astea au fost oral. Măi, tu știi ce înseamnă oral? Stai în fața domnului Beleiu și el a zice așa. Beleiu cine este domnul? Domnul doctor. Domnul profesor, domnule. Așa. Doctor. Profesor, da. Și uite așa să... Aha. Și, Doamne ferește-mă, ce emoții. Toată lumea în spate, în special fetele, nu prea mă plăceau foarte mult. M-a înțeles. De ce? Moldova ca asta, nu știu ce, o să treacă precum gâscă pe apă sau rață, așa, cum așa, e vorba. Așa, rață prin baltă, așa. Erau foarte drăguți băieții. Când veneam la seminarii, ce crezi? Eu tăceam, băi, tăceam din gură. Eu sunt foarte, foarte talkative person. Măi, dar mi-a fost foarte greu, trebuia, pentru că trebuie să învăț. Ți-era frică de acel... colegele tale? Nu, dar mie, nu frică, puțin spus, tășto. Mi-e frică, nu. Nu, ideea este în felul următor, că eu vreau când deschid gurița băi, să spun chestii monumentale, mă înțeleg. Vorba vine, glumesc. Da, da. Că sunt și nu, ironică și sarcastică. Nu? Dar nu, încă nu stăpâneam limba de așa natură încât să pot începe o conversație foarte bine și mai ales într-un limbaj nu oricare, juridic. Un limbaj comun, cum vorbim noi de așa, asta e mult mai simplu, mă înțelegi? Și neștiind limba română absolut deloc, pentru că am terminat școala rusă, ți-am spus, se vorbea în casă rusă, ucraineană, tati era este moldovean, dar nu se vorbea moldovenește. Înțeleg. Deci Chișinău pe vremea aia era stăpânit mult mai
Bine, și atunci de rusă era obligatorie. Așa, ca să nu vă plictisesc. A fost ușor. Câți ani ai stat la facultate? 4-5 ani? Da, nu, 4. 4 pe vreme. Da, în 2000 am absolvit. În timp de 4 ani tu te-ai luptat, dar spre final a fost... În primul an deja eu am dat în examenele, nu doar scris, că trebuia să și scriem. A, și ai schimbat și scrisul. Mama mea. Cum să nu? Normal. A fost o schimbare 180 de grade. Da, și deci a fost incredibil și pentru că mi-am dat seama cât de ce capacitate am de a mă convinge că este foarte important să fac acest pas. Și Iri era foarte mândru de mine. Zicea, nu-mi vine să cred că pot să studiez 8 ore pe zi. El mi-a găsit o profesoară, Ela Manolescu, și îi mulțumesc foarte mult. Este avocat astăzi. Ea și-a dedicat efectiv toată tinerețea. Anie e mie. Ea nu știa românește și Ela Manolescu a început, hai să învățăm românește. Dar dincolo de asta, tu... Eu cred că trebuie să spui lucrul ăsta pentru că, uite, de exemplu, eu când am studiat primul meu rol la My Fair Lady, la un musical, era foarte mult de spus, extraordinar de mult de spus. Erau cuvinte pe care le turuiam în continuu. Da. Și atunci mi-a făcut o tehnică de a reține. A. Tehnica ta de a reține... De scris, de colorat. Am asta colorat, da. Așa cum ți-am spus, eu am colorat, am și acum cărți. Pentru că memoria fotografică, asta ai studiat-o. Da. Da, așa mi-a fost mie mai ușor, așa am funcționat eu, așa memoria mea a funcționat. Coloram și apoi învățam și mi-aduceam aminte. Când zicea domnul Beleiu, cu tot ziceam, da, că mă mai încurcam între ele, îți dai seama, ziceam. Și Moldoveanco, lege din 1900... Toamna. 91, ce spune vis-a-vis de... Ai de ca... Și dacă tu cu adevărat studiai... Imediat te prindeai. Doar trebuia să-ți dea ție un hint. Am înțeles. Da, și eram ceva... Mama mia. Da, și pentru mine acea lege a fost subliniată așa și așa am învățat. Așa trebuie să mai... Anumite versuri nu le știu, știi? Trebuie să le văd. Uite, de exemplu... Trebuie să le subliniez. Uite, vă dau un exemplu de versuri pe care trebuie să le studiez. Deci, atenție, da? Da. Hopa, hopa, măi, Ivanco. Deci asta e, trebuie să reții. Atenție. Atenție. Asta e partea câștigătoare. Ți le dai imediat, stai așa, văd că le cauți. Hopa, hopa, măi, Vanco. Ia-l iubliu, te quiero. Mucho. Băi, nu mucho, tanto. Ia-l iubliu, tibia, Ivan. Hopa, hopa, mă, Ivanco, ia-l iubiu, te chiar tanto, ia-l iubiu, te bea, Ivan. Balvan, tu știu. Balvan. Ce înseamnă balvan? Prostuțule, hai să zic așa, dragul. Și că nu-i spui bolovan, îi spui prostuțule. Da. Deci, eu am scos versurile astea, pentru că... Păi nu, că e în ucraineană, hai să-ți scriu, să-ți cânt în limba bunicii mele, nu? Da, da, e ucraineană, da. Da, stai puțin, stai să... Ia. Și așa, nu. Se halovondu Кором слогнеться, а за ней Ванко, як борвинок в'ється, да, да. Галю ж мою галю, дай води напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивиться, дай хоч подивиться, да. Da. Băi, eu mi-am dat seama acum că eu cânt fără asta și nu știu ce cânt. Poartă-mă-n leagă, te văd până la stele, mă tase pe piele, cântă-mă-n tăcere, cântă-mă-n tăcere, da. Hopa, hopa, mă, Ivan, că eu iubiu, te quiero tanto, eu iubiu, țivea, Ivan. Ove! Hopa, hopa, mă, Ivanco, eu iubiu, te quiero tanto, eu iubiu, țivea, balba. Piduși, piduși doci, zuzula covala, ах, ти ж мене галю, ти
și nu voală, tine și nu voală, da, da. Nopțile de vară le scriu lângă tine, cu nuanțe de iubire te-aș picta din vise pe stelele promise, da. Hopa, hopa, mă, Ivan, că eu l-ubliu, te quiero tanto, eu l-ubliu, si de-a Ivan. Hopa, hopa, mă, Ivan, că eu l-ubliu, te quiero tanto, eu l-ubliu, si de-a Balvan. Opa, opa, mai vango, ia l'ubiu te quiero tanto, ia l'ubiu ti mai va. Opa, opa, mai vango, ia l'ubiu te quiero tanto, ia l'ubiu ti va. Băi, băi, ce faci, mișto? Băi, e prima dată când te aud cântând așa și pentru mine e o mare surpriză. Bineînțeles că noi n-am vorbit în ultima perioadă, n-am mai cântat împreună. E prima dată când cântăm noi împreună. Da, înțeles. Și sunt niște inflexiuni în ucraineană pe care acolo le-am auzit pentru prima dată. Mi se pare, nu știu dacă pot zice mai dulce limba decât cea rusă. Tu poți să dai seama. Este mai dulce, uite, mai sunt astea. Lui Adam îi cânt, este extraordinar de încântat când îi cânt înainte de noapte. Da, asta e cântecul lor. Ia să mă și aud ce. Care e cântecul lui? Nu pot să cred. Acesta este. Și... Усадом гуляла кветки, збирала в саду гуляла, кветки збирала, кого любила, почарувала. В саду гуляла, кветки збирала, кого любила, почарувала. Причарувала серце та й душу, причарувала серце та й душу. Чому ж до мене вчора не вийшла? Причарувала серце та й душу. Чому ж до мене вчора не вийшла? E lungă, mai vrei? Bravo! Și el adorme, mă, ia adorme, mă, dragul de el. El nu înțelege nimic, dar adorme. Știi că pentru prima dată eu am discutat cu foarte multe mame și tați la masa asta despre cântecele de a dormi copii, care sunt pe bune, cântece de a dormi copii. Și de fiecare dată treceam prin toate ale noastre, de la am o căsuță mică până la... Și niciodată nu m-am gândit că poate exista un cântec atât de frumos în ucraineană care poate fi, și într-adevăr e super dulce. Deci, păi e dulce, asta vreau să zic, că e chiar dulce. Știi că în locul lui Adam știi ce aș face? Aș face. Și că tu când ai crede că adorm, poți să continui pe la capăt, tu cântecul lui, te rog. Păi așa, da, nu mai exact așa mai face, da. Ce vrei? Da. Ce vrei să-mi iei bunătate? Bine, ia-le. Mulțumesc frumos. E frumos cântecul. Este despre ea și el. El o curtează frumos și ea nu se lasă. Mai are o soră geamănă și ea zice, ei se pare că el este așa un pic o puși așa pentru ea. El insistă foarte mult, el o descrie cum e ea, Ciornibrova, descrie genele ei, descrie sprâncenele și forma buzițelor, așa ca un banțic, ca o fundiță. Aha. Și așa, iar ea îi spune așa: Я більш не вийду з тобою, не стану. În traducere, eu n-am să mai ies niciodată la portița la tine și n-am să mai schimb, asta e așa, traducere puțin, n-am să schimb energetic cu tine nimic, nicio privire. Am să o trimit, Я більш не вийду з тобою, не стану, пішлю я сестру, таку же саму, пікрегушіте, я більш не вийду з тобою, не стану, пішлю я
я сестру таку ж саму, а я сестрою всю ніч простою. Deci om să-ți o trimit pe sora mea, geamana așa, uh-huh. Și așa, iar el spune, asta ce zice el asta, aici, să mă aud și eu ce zic aici. Așa, așa, așa. Aia, sestroiu, siu, nici prostoiu, aia, sestroiu, siu, nici prostoiu, netaro, zmoulea, ce-i s tăboiu. Deci eu stau cu sorta, zice el, bă, băiatule, eu stau cu sorta toată noaptea, stau de vorbă și așa. Mă, dar nu e graiul, nu e dulceața ta, n-are nimic din tine. Vino înapoi la mine, măi, ce-mi place. Adam doarme după cântecul ăsta extraordinar. M-a întrebat, zice, măi, de ce înseamnă? Zic, este o poveste frumoasă între fată și un băiat, e foarte frumoasă. A, bine, bine, mami, hai. Pentru că am nevoie de telefon. De ce? De ce? Pentru că vreau să ți-l arăt, pentru că până acum am vorbit de Adam. Pe al tău cu care joacă el fotbal minunat? Extraordinar. Păi am și filmări cu el, cum, pa, da, ce frumos comunică. Între ei, Adam atacă și el. Păi n-a dat el ultima oară două goluri și Adam era pe acolo. Hai. Au muncit frumos împreună. Deci, eu cred că ar trebui să-l vezi. Și îl am aici, așa. Uite. Mamă, ce mic e, Doamne. Dar nu, că mie îmi vine să plâng când e vorba de Adam. Doamne, nu înțeleg de ce. Deci cum poate să fie? Deci ce freză avea, ce pămătufă, da, avea, ce căciulă, da. Câți ani avea aici? Avea 5. Da, 4 și ceva, 5, da, cred. Da. Doamne. Ia mai multe poze cu Adam. Nu ți-l arăt pe toate. Sunt toate cu minți, într-adevăr. Sunt toate legate de ceva dulce. Dar eu nu am postat poza asta. De unde o are? Nu, el are un format sau ceva. Are pe cineva care îi face transfer. Are pe cineva, da. De azi înainte eu bravo, zic că... deci nu, podcastul tău nu e deloc. Nu e deloc așa simplu. E ce o transfer cu emoții. Da. Deci fii atentă. După toată nebunia pe care mi-ai spus-o, da, ce după nebunia? Venirea ta, care după dansuri, după facultate, da. În anul 2000, într-adevăr, exact așa cum am discutat, debutai la Mamaia. Cum ți s-a părut tu? Da. O tânără aflată în România de câțiva ani de zile, cum ți s-a părut Mamaia cu artiștii, cu culisele alea de scenă? Cum ți s-a părut toată aventura aia? Foarte rea între ei. Așa mi s-a părut, da. Adică eu mă așteptam la o comunitate mult mai legată, mult mai... Și n-ai găsit asta acum. Nu. Nu, chiar țin minte. Am stat acum în colț, așa zic, mamă. După 23 de ani. Cum ți se pare comunitatea muzicală de azi? Nu s-a legat nimic. Nu s-a legat nimic. Între compozitori, sincer, eu vă zic că astăzi o să fiu eu. Nu, da, nu, e adevărat. Deci, între compozitori, pentru că el vrea, cum ar veni, să se afirme, să se valideze cu un cânte, cu așa. Ei sunt drăguți compozitorii, știi, cu tine și așa, dar tot așa până într-un punct, cum ar veni, iar artiștii între ei sunt foarte... Eu nu pot să vorbesc urât așa, că lumea nu mă cunoaște și o să zică că sunt nu știu cum. Dar nu e ce... Mie mi-ar fi plăcut să fiu mult mai uniți și mult mai... Nu e vorba de sinceritate, de fapt, la mijloc. E vorba de dragoste de muzică, până la urmă, ne apropie pe toți. Care ne leagă și... Da, fără barierele acelea și unul, eu sunt mai așa, eu sunt nu știu cum, poate, știi, diferențele astea de... Nu știu, cu toții suntem talentați, cu toții avem loc, cu toții ne găsim un loc exact. Frumos în acest environment și în acest spațiu, dar... Știi că astăzi o să spulberăm da. Niște gânduri pe care probabil... Deci lumea te cunoaște de peste 23 de ani de zile. Da. Lumea te cunoaște. Și eu cred că în momentul de față, eu astăzi, dacă eu te-am descoperit, pe care te văd mai des, dacă eu te redescoper, cu siguranță exact același lucru face și lumea. Și un lucru pe care îl descoper la tine și îmi place la nebunie, tu ar trebui să înregistrezi un disc da. Cu melodii de dragoste sau pentru copii sau ceva. Ai o voce foarte caldă și îți vin perfect melodiile astea și eu zic să te gândești la lucrul acesta. Păi dacă vine de la tine, chiar că am să mă gândesc. E, dar după acest debut, un an de zile, ceea ce mi se pare extraordinar și da. Cred că a fost o școală foarte importantă pentru tine,
pentru că și eu îl cunosc pe, pe Marian, tu un an de zile ai rămas în trupa lui și ai făcut... Nu, a lui. În direcția 5. Da. Am cântat cu direcția 5 câteva duete. În, așa? Exact așa, Marian, cum îi ziceam, domnul Marinescu. Marian Ionescu. Domnul Marinescu, așa mi-a venit să... Și el a zis, te rog eu frumos, Ana, să-mi spui în continuare așa, domnul Marinescu. Deci domnul Marinescu așa și rămas. Nu i-a plăcut lui asta. Deci domnul Marinescu, vă rog eu frumos. Da. Și, în fine, el într-adevăr mi-a arătat tot ce înseamnă drumurile grele, tot ce înseamnă statul pe la hotel și zice, băi, și eram între, doar între băieți, ferească Sfântul. A, corect, bravo. Ferească Sfântul. Da, erai, știi, numai băieți și eu, Doamne, și eu să scot o vorbă cu o fată, zero fată, zero vorbă, nu. Deci doar fetele care organizau evenimente mai puteam să vorbesc. În fine, dar el mi-a spus așa, tu trebuie să înțelegi meseria asta, și așa a fost, nu este o meserie deloc pentru toată lumea. Da. Poți să fii cel mai talentat, cea mai talentată. Tu trebuie să înțelegi că tu trebuie să muncești aici. Tu trebuie să faci, indiferent că am petrecut noi 14 ore în mașină până la Timișoara, dubițele alea obosite. Da, bă, da. Și atunci nu eram Nicu, nici condu avioane. Tu, tete, condu tu. Hai, bă, se schimbau de zeci de bine ori, înțeleg? Așa, cu toate astea, trebuia dintr-o dată, brusc și dintr-o dată, să ne trezim pe scenă. Fresh! Ce-ai, mă? Ce-ai, mă, fresh? Bă, abia așteptam, dragii mei! Haideți! Haideți împreună toți! Doamne ferește, mă zic, așa e? Da. Și uite, așa, așa m-a introdus domnul Marinescu și să știi că bine a făcut, am aflat cât de multe muncă trebuie să depui pe lângă stropul de talent pe care îl ai tu ca, ca artist. Și să știi că mi-a prins bine. Nu, vorbesc foarte serios. Tu știi că ai fi o profesoară perfectă pentru tinerele talente, fete care vor să se... Chiar e important să spun tot ceea ce simt astăzi, exact bine, așa cum te deschizi tu, spun totul la dispoziție. Mulțumesc. Dar acum am emoții, pentru că următorul moment, da. Eu nu știu dacă îți mai aduci tu aminte. Da, nici eu nu știu, da? A, o piesă de la... Uite. Nu știu, erau mai multe, că am făcut... Pentru tine, cu tine, nu? Uite că ai ghicită, ce să mai... Tu mă faci să zâmbesc chiar și atunci când greșesc. Aoleu, dar rămâi în viața mea. Ferească Dumnezeu. Dar de ce zici asta? Aoleu, dar nu știu că, vai de mine, am fost noi la un... Doamne, dar am făcut cu piesele astea, dar pe asta cred că nici nu cântam așa des. Un turneu cu Rom Telecom și am făcut cu trupa Replica. Așa? Trupa Replica de unde a venit? Nu știi? Hai să zic. Stați, băieți, că vă zic. Stai. Cu trupa Replica a fost creată de domnul Marinescu, care a cântat cu mine toate piesele mele. Ard în flăcări. Tot am cântat cu trupa Replica, cu fiul lui Carmin, trupa Carmin, la bas. Da, așa am cântat noi în aceste turnee. Am cântat câteva piese cu domnul Marinescu, doamne, cu cum îl cheamă, La voce sau la... Da, la voce. Tony. Enache. Enache, Cristi Enache, Cristi, mulțumesc, da. Așa, cu Cristi. Și la foarte scurt timp a creat domnul Marinescu. Ești foarte talentată. Ești foarte talentată și îți place să muncești. Așa că... Și zic așa că ce? Hai la repetiție. Țin minte că o repetiție se organizau în incinta Teatrului Țândărică, la Lahovari. Mi-aduc aminte, sigur. La Lahovari, acolo era și un restaurant, mâncam frumos acolo, nu știu ce, Tete tot timpul era pe restaurantul ăla, se relaxa, era foarte... Cel mai liniștit era Tete, indiferent de ce se întâmpla. De ce? Pentru ce? Avem repetiție. Acum, așa, am încătriziat, nicio problemă, mă. Ok. Da, în fine, și așa s-a creat această trupă Replică. Și noi am început să participăm la toate concertele, că așa practic eu mi-am făcut debutul cu concerte și munca asta asiduă și așa, prin această trupă Replică, cu care mă duceam, evident, direcția 5 când punea cântul concert. Și trupa Replică, vă rog frumos, foarte frumos cântă, foarte frumos cântă copiii, o să vedeți. Mai ales că dacă o vedeai pe Anușca, foarte talentat. Anales Coștiț s-a lansat în 2000, cu tine eu ard în flăcări. Atât, gata, ia, așa. În fine, deci a fost foarte fan și așa am început să cântăm cu acea. Dar acea, tu mă faci să, Doamne, deci eu nu știu, crede-mă, tu mă faci să zic, nu știu. Chiar și atunci când of, doar tu mă faci să plotezi, din priviri mă atingi, evident, și ce tu știi, rămâi în viața mea, ești jumătatea mea. Doamne, nu știu piesă, să știi, așa e, nu?
A, de zicea el, nu mai face florile alea cu să știi, nu te agăța, zici, ce știi? Mama Lina, așa, pfa. Cu tine pot zbura, nu știu ce așa, ești jumătatea mea. Na, na, nu știu tu. Tu ești tot ce-mi doresc, chiar și atunci când visez, doar tu știi să ascult. Hai că a venit, nu? Din bravo, mama, din atingi, mă săruți, mă atingi. Tu ești dragostea mea, rămâi în viața mea, ești jumătatea mea, să știi, cu tine pot zbura, ești jumătatea mea. Tu mă faci, nu știu, ia să ne prin prima strofă. Iar tu nu știu ce zic. Tu mă faci să zâmbesc, chiar și atunci când greșesc. Doar tu mă faci să plutesc, din priviri mă atingi. Evident știi ce simt, tu știi, nu ți-e să alungi. Rămâi în viața mea, ești jumătatea mea. Să știi, cu tine pot spune, ești jumătatea mea. Doamne ferește-mă, cum ai resuscitat tu piesa asta? Eu nu înțeleg. Deci am cântat acum 18 ani piesa asta. Dar deci, ce a venit, nu știu cum. Mi se pare senzațional cum ți-ai adus tu amint. De când am mai cântat piesa asta? De 18 ani, nu știu, de foarte mult timp. Doamne, când a fost făcut această album? În 2001. Nu pot să cred ce vremuri. Nu, așa ceva... Ceva rău de tot un chestia. Deci fii atent aici. Ducu, dă-i te rog frumos efectul ăla de peșteră acvatică. Rămâi, fii atent aici. Da. E singur acum. Ia. Rămâi în viața... Rămâi în viața mea, ești jumătatea mea. Să știi, cu tine pot zbura. E jumătatea mea. E puțin nazal așa, nu știu, trebuie să fiu puțin mai deschisă așa la asta. Deschisă, nedeschisă. E jumătatea. Aplauze pentru Anușca! Ce vorbești, mă, băi? Ce vorbești, mă? Eu cred că tu... Da. Păi stai puțin, e normal să-ți aduci aminte, pentru că tu de fiecare dată, orice ai scris, orice ai făcut... Ai subliniat. Orice... Am smuls ceva din priză. Ai smuls ceva din priză? Uite ce, dacă vrei să iei un autograf de la Ana, îmi spui și și spun. Am smuls, dar nu oricum. Am smuls ceva din priză. Eu da, eu smulg inima din piept, dar tu smulge ceva din priză, draga mea. Eu cred că te ador. Nu s-a întâmplat nimic, o luăm de la început. Deci, efectiv era te adoră, da. Extraordinar, da. Extraordinar. Deci ce, că ea subliniam, da? Da, da. Fii atât aici. Pentru că e un lucru pe care vreau să-l ating cu tine și da, vreau să ți-l... vreau să-mi explici cum simți tu. Da. Pentru că ai experiență mare. Da? Din 2000, apar la televizor de 23 de ani. Da. De ce... televiziunea asta înseamnă, a însemnat mult pentru mine și știu, din când da. În când înseamnă pentru foarte multă lume. Vreau să te întreb, televiziunea acum este un accesoriu al nostru? Este un lucru care ne trebuie neapărat? Știu că ai avut o experiență în sensul ăsta, care, și acum vreau să-mi spui dacă a fost benefică sau nu, vis-a-vis de fermă. Și știu că ai trecut prin niște emoții acolo, printr-o dispută care brusc așa a explodat. Adică era într-o altă, într-un alt mediu, iar tu erai femeia dintr-o bucată. Îți spun imediat. Ferma. Eu nu am văzut ferma când am acceptat ferma. Niciodată în viața mea nu am participat la niciun concurs de genul acesta. Aha. Mai cu seama reality, așa. Am acceptat, a fost o provocare, mi-am propus, zic, hai să vedem. Am văzut doar o singură dată când deja am semnat acest contract. Mm-hmm. Am văzut în izolare, că a trebuit să stăm în izolare, 7 zile, să vedem dacă care e treaba cu COVID-ul pe vremea. Aha, da. Aha. Și în izolare am văzut un episod cu probe.
pentru că, trebuie să spun asta, că ți-am zis că sunt sinceră, având intervenția chirurgicală la sân acum ceva timp și era foarte important să... Să nu te obosești. Nu, nu doar să nu te obosești, nu, că eu sunt ruscă, eu nu mă obosesc niciodată. Nu, dar să nu fie mult prea stresat. Mult pentru... Nu, dar uneori nu poți să duci. Tu poți să duci, dar pentru că ai avut această intervenție să nu faci ceva, îți dai seama să nu... Așa, e, în fine. Deci era mai degrabă din punct de vedere medical. Căci pornit așa am fost deja. Și brusc ai dat de o altă realitate. Și eu am făcut acest lucru efectiv în 5 minute. Am văzut o probă cu niște bârne și ceva. Zic, bă, da, nu, e de, oricum, sunt aici, nu mai vreau. Hai, nu mă mai uit la nimic. Eu nu știam exact care este conceptul. Dar pentru că eu bănuiesc că cei care m-au intervievat, ei au înțeles, pentru că au fost niște interviuri înainte de asta. Ei au înțeles că eu, în general, atunci când mă angrenez, și sunt sigură că în spatele meu au fost vreo, cel puțin 3 psihologi, care au realizat, pentru că a fost întrebat, am fost pusă să povestesc diverse chestii și așa, au realizat că sunt o fire complexă. Am înțeles. Și sunt sigură că au înțeles că eu voi lua cât se poate de în serios, acest aport al meu, contribuția mea, și în general ca și experiență. Eu apoi am înțeles că... Am înțeles. Pentru că eu în fermă am mai văzut, am observat relaxarea din partea altora, nepăsarea vis-a-vis și nu înțelegeam de unde izvorește. Fie că așa este felul omului. Absolut. Fie că nu știm din ce motive, doar că ea nici nu s-a lipit de mine, cu cât îi vedeam pe ei mai relaxați și ne luăm... Tu erai mai încrâncenată, de fapt. Da. Trebuia să facem în munca de femeie care... Deci ferma stătea doar în femeie, crede-mă pe cuvânt, în munca ei. Adică bărbații trebuia să fie, într-adevăr, cum să-ți explic eu ce... Foarte mult seamănă cu relația bărbat-femeie de zi cu zi. Taberele, cele două tabere. Da. Femeia are atribuțiunile ei clare. Să aibă grijă de el, să spele, să calce, să facă curat, să patul să fie comod, să îl împrospeteze și pe el, să îl maseze când îl doare, când are așa. Să gătească, ți-am spus așa. Și ale mele... Relaxate total. Incredibil, dar eu nu spăl, nu știu ce, lenjerie intimă. Dar tu spăl, tu ai spălat lenjeria lui Piștereanu și lui Stoica și lui, zic, dume, dar noi în ce context suntem noi aici? Înțeleg, cine înțeleg. O să le spele fetelor? Ei sunt bărbați, sunt terminați, lihniți de foame și de... Au muncit toată ziua, au cărat, au construit. Noi eram acolo, îți dai seama, exploatați la maxim. Da, ca să, și la nivel emoțional am fost la maxim exploatați. Absolut, în toate părțile. Normal, cum tu să stai? Ele stăteau în colț acolo, le plăcea ce le plăcea și la foarte multă bârfă. Asta nu mi-a plăcut. Eu nu sunt o persoană. Că, Doamne ferește, mă, putem vorbi la lucru manual. Hai, uite, eu coștești, nu mai povestesc ceva, mai nu știu ce, mai facem ceva, dar nu stăm așa și stăm și vorbim de dimineață până seara. Și eu n-am înțeles de unde venea lejeritatea asta, nici acum nu înțeleg. Dar cine sunt eu să judec? Eu nu judec, eu doar povestesc pentru că am fost implicată. Da. Eu te înțeleg perfect pe tine și tu ești tipul de, mă spun eu ce tip ești de om. Dacă vine cineva la tine, uite Ana, avem o problemă, trebuie să rezolvăm, trebuie să ducem ajutoare undeva într-o țară. Tu ești cea care, dând la o parte orice obstacol, tu vei duce misiunea la bun sfârșit. Duce, că nu degeaba, noi nu suntem așa, pur și simplu, astăzi aici proiectați. Universul are un lucru, un scop, o chestie cu noi. Noi nu suntem pur și simplu, nu există așa ceva. Evident că implicarea mea, fie că eu îți gătesc mâine de dimineață o omletă, fie că eu pun o floare în pământ, eu mă gândesc cu dragoste despre lucrurile astea, mă înțelegi? Și eu fac tot ce fac, fac cu dragoste dacă mă angrenez. Eu nu pot așa. Eu mă uit la mine în oglindă și mă gândesc, Doamne, deci a fost bine astăzi? Ești mulțumită? Da, cum a fost? Da, frumos. Crezi că ai fi putut să mai faci ceva, să fie și mai... Crezi că l-ai întrebat pe partenerul tău în plus? Dacă mai avea nevoie de ceva, poate a fost prea obosită. Crede-mă că îmi pun probleme și de genul acesta. Poate a fost prea obosită și nu l-a întrebat cum a fost ziua lui. Mamă, poate, nu știu ce... Eu mă regăsesc în tine de foarte multe ori, dar nu vreau să spun anumite lucruri. pentru că mă regăsesc în tine. De fiecare dată când mă duc noaptea la culcare, mă gândesc, mă, oare a fost o zi cu rost asta? Am făcut ceva, un conținut, am făcut ceva care să merite, am cântat oarecum cu copiii. Acum a fost concertul. De exemplu, noi am avut concert zilele trecute și după aceea când i-am adunat pe toți, am zis, bă, uite așa, puteam să fim mai bine. De ce? Pentru că omul din față așteaptă bucurie.
Și copilul tău așteaptă bucurie, i-a dat destul timp liber, sau din timpul tău și așa mai departe. Păi corect, unii oameni ar fi spus, domne, perfecționist și nu știu ce. Domne, dar îmi aduce mie un aport și un... Dacă nu sunt eu autocritică cu mine și dacă nu sunt eu atentă, niciun psiholog nu o să mă... Eu trebuie să mă duc până la fundul sacului să văd acolo în temnița aia, să văd, mă, ce mă deranjează, mă, care a fost problema. Scormone, ia vezi, alocă timp pentru asta. Dar apropo de fermă, vreau să te întreb, tu te vezi în viața ta, peste câțiva ani, cu o fermă? Efectiv, mi-ar fi plăcut. Cu animale? Da, cu... mi-ar fi plăcut. Eu mă văd așa, să știi. Asta pentru că o mare parte din copilărie am crescut la țară și mi se pare atât de important. Tu poți să fii la fel de sexy, suavă și inteligentă și chiar și atunci când ești la ferma ta. Așa în felul tău. Femeia, oh, leu, de cum să fiu așa îmbrăcată? Păi poți să... Deci, măi, nu, poți să stai într-un sac. Tu emani prin privirea, prin felul prin ceea tău. Ce faci, corect. Prin cum, da, și ceea ce faci și cum oferi, înțelegi? Cum oferi, măi? N-ai cum. N-ai cum poți să fii atât de drăgălașă. Știi? Așa murdară, pe aici, colo, pe nu știu ce, mulgând vaca. Măi, n-ai cum. Privirea ta, sinceră, plină de duioșie, de dragoste, face cât 7 milioane de podiumuri cu o femeie. Sunt curios dacă gândurile astea de astăzi le aveai în 2002. De ce am făcut în 2002? În 2002... am făcut ceva printr-un cântec. Ai făcut ceva, da. În 2002... în 2002 eu eram atunci la Antena 1, la Neața. Și cred că de multe ori ai fost invitat acolo. Cred, pun pariu pe... Aha, 2000, asta a fost în 2002 când Dani a oferit buchet de flori în perioada ce? Cu Radu Groza? Da, te-ai colaborat cu Radu Groza? Da. În 2002, da. Nu în 2002. Nu. Am făcut cu Radu Groza când am creat Anici Camaia, așa, cu Struescu, cu Ovidiu Struescu de la Nova Music. Ovidiu Struescu, Nova Music, da, 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 da. Da, da. Într-o zi am zis că trebuie neapărat să fac ceva rusesc. Așa am adus un CD către Laurențiu Duță și am zis, mă, hai să te inspiri de aici cu bălăleci, cu nu știu ce, să facem ceva practic, foarte frumos. Să că tu și Ivanca, tot de la tine a provenit. Ivanca, da, 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 da. Dar și Anici Camaia a fost tot așa, un imbol care da, a venit. Da, hai să facem. Este mult mai ardendă. Ai, lasă-mă. Ardem flăcări? Ba, ardem flăcări. Ce am alergat eu după Moga, bă, băiatule. Nu cred. Bă, eram mic așa. Așa? Și cu fratele lui și mai mic. Înțelegi? Stăteam cu Iulian. Da, Iulian, mă, era ceva. După mulți ani de zile Iulian mi-a făcut marele regizor. Îi mulțumesc foarte mult. M-a realizat acest videoclip foarte sexy de altfel. Dar până atunci era mic, mic de tot și o întreba așa: "Auzi, dar sora ta e și ea la fel de frumoasă așa ca tine?" Băi, era mic, mă, ce cu tine, mă, zic, da, e soră mea, dai seama așa, dar ea nu vine aici în România, dar nu, mă, era ceva, în timp ce Moga făcea, gata, hai, era așa, gata, hai, las-o în pace să se concentreze, du-te acolo, nu știu, Moga, eu cu Moga Iulia am înregistrat, mereu îndrăgostit, da, da, eu m-am înregistrat într-o psihoză cu Moga, deci nu, ce, bă, da, foarte isteric, deci era așa, cum e geamul, așa, Moga, tu... Măi, tu nu înțelegi și făcea așa, zic, băi, liniștește-te, uite-te și ce ochi beliți ai și gura aia, ce cu tine. Și făcea, pentru că eu nu cenzurez atunci când noi facem ceva și zice, nu că mă cenzurez, sunt foarte sinceră cum ar veni, aș fi vorbit ca și precum cu fratele meu. Măi, zic, uite-te puțin, zic, la tine, bale, la gură, cu ochi beliți, te poți că nu mai pot, cântă, chet, bă, cântă. Eu zic, măi, dar cânt așa cum simt eu să cânt acest Ard în Flăcări. Măi, s-a creat Ard în Flăcări într-o mare, îți spun, o mare patos și cu mare... Dar nu înțeleg unde a fost... Nu înțeleg unde a fost problema, pentru că tu ai cântat-o foarte bine, nu... Păi nu, așa era el, mă, enerva. Deci orice el enerva. Dacă tu cumva un era pic... Era irascibil, adică. Falsai sau ceva, venea, lăsa asta, venea pe tine, dar nu de după, mă înțelegi? La geam, măi, uite așa se întindea la geam și făcea. Băi, era ceva, Marius... Da, eu cred că trebuie să înregistrez cu noi. E o bucurie când te înregistrez cu noi. O, ardă flăcări a apărut, ia să vedem. Da, ia să vedem. E așa. Ard în flăcări, poate nu știi, focul arde, nu-l pot opri. Iar când te simt aproape, totul arde, totul arde. Fierb,
mă pot stăpâni. Când te vreau, te am orice-a fi. Iar când te simt aproape, totul arde, totul arde. Oara na 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 na. Sunt fel și flăcări, singe-mă tu. Flăcări, ardem flăcări pentru tine. Știi prea bine. Ardem flăcări când îmi spui că mă dorești. Flăcări, ardem flăcări pentru tine. Știi prea bine. Ardem flăcări când îmi spui că mă mai disco așa. Da, e foarte bine. Hey, hey, ca de din nou așa. Ia să vedem. Ochii te mă aruncă în iad. Sub privirea ta pot să arde. Iar când te simt aproape, totul arde. Totul arde. Oara na 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 na. Oara na 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 na. Poți stăpâni când te vreau, te am orice-ar fi. Iar când te simt aproape, totul arde, totul arde. Oara na 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 na. Sunt fel și flăcări, singe-mă tu. Flăcări, arde flăcări pentru tine. Știi prea bine. Ce a fost asta? Deci am improvizat noi aici. Frumos, ce frumos, adică cântă băieții. Tu, da, nu, lasă băieții ca băieții, dar dacă n-ar am avea o, o conducătoare ca tine, n-am face da, nimic. Sigur, clar. Mulțumesc mult. Ar flăcări pentru tine. Da, asta ar trebui... Da. Da, nu, ar trebui să faci... Da. Da. Nu, nu, lasă-mă că eu am idei pestrițe la faza asta.
Și nu vreau să te bat la cap cu ale mele, dar trebuie neapărat să, da, să faci lucruri care să fac plăcere. Și asta, asta, modalitatea asta de, de, a, de a pune o muzică în ureche, eu cred că ți-ar prinde foarte bine. Mai ales că vocea ta se potrivește mai bine pe acest mellow, pe acest acustic. N-am știut. Ia toate piesele tale. Da. Eu îți trimis de aici toate piesele tale și te gândești, o fac pe, uite, pot să fac pe asta, pe asta nu o fac. Bineînțeles că, dacă vrei, eu fac backing. Fac voci. Îl iau pe Cristi, pe Sergiu. Ce vreau, Marius nu face voci, el face alte lucruri. Dar s-a oferit, nu? Marius care s-a ridicat în picioare? Da, nu, Sergiu s-a ridicat în picioare, Marius e tăcut. A, e tăcut, e tăcut. Dragii mei, de la muzică, la o nouă artă. Ia. Pictura. Atât. Da, mă, stai, stai că... Deci, tu ai venit... Eu te văd peste ani, peste câțiva ani de zile... Da. Cu o funcție de conducere. Atât, Doamne, ce aș conduce? Vorbesc de... Tu o să fii cu o spun, miros lucrul ăsta pentru că tu vrei să schimbi ceva în lume. A. Cred că asta este una dintre... Dintre gândurile tale. Deci tu ai luat lecții de pictură, atenție, de la doi oameni. Da. Unul se numește Mircea Novac. Novac, da. Și unul se numește Sabin Bălașa. Da. Totul a debutat cu Sabin Bălașa. Sabin Bălașa spunea despre tine. Vrei să spui ce spunea despre tine? Da. Când am citit chestia asta, trebuie să o notez pentru că mi se pare senzațională. Rusoaico, pentru mine ești o revelație. Așa. Vreau să te întreb, ce pictai atunci tu? Apă. Îți explic, da. Apă. Mi-este foarte frică de apă și eu am încercat foarte mult să mă împrietenesc cu apă. Extraordinar. Pictând-o. Și pictam apă. Cred că, dar adică, nu am fost pregătită să mă... și că să-ți fi făcut la mine o poză, da, cu... Da. Și eu pictam apă. Iar la un moment dat Sabina a trecut pe la noi pe acasă și peste acea apă, ca să înțelegi puțin, erau, mă exprimam pe pânze foarte mari. Lui a plăcut foarte mult această modalitate a mea de a mă exprima astfel și cu frica ta, practic. Da, extraordinar. Exact. Era un fel de terapie. Dar tu, fără să dai seama, tu făceai o terapie. Exact, corect, bravo. După aia mi-am dat seama și eu. Și această apă, peste această apă, am întins pânza de păianjen și femei captive în pânza de păianjen. Măi, cu ani am început să-mi dau seama, a fost o imagine din capul meu, evident că Sabina a rămas așa, îți dai seama, dar ce e asta? Și zic că, păi, da, probabil e foarte urât desenat. Nu e vorba despre cum e desenat, dar ideea, Doamne, zice Ana, tu ai studiat Belle Arts? Zic, nu am. Nu? Zice, măi, Doamne, deci tu trebuie să faci ceva, dar nu. El era și așa, sărea dintr-o idee, dar zice, nu. Dacă te duci să studiezi, o să-ți omoare tot cum mi-au făcut ei. M-am certat cu ei, tot timpul m-am certat. Tu când vei fi inițiată și să vezi legile ale picturii, o să vezi că o să-ți spună albastru pe care l-ai combinat cobalt cu acest albastru ceruleu și nu știu ce, nu e corect pentru ei, dar pentru tine un suflet pur și inocent e corect să fie așa. Nu, mai bine vino, uite, vino, eu te las, uite, Tudor nu e foarte de acord, fiului, de obicei cu cineva în preajmă sau în atelier. Dar Tudor e plecat acum, nu e nicio problemă, vino la mine la atelier și stai acolo, asistă, eu sunt sigur că tu o să prinzi din zbor tot de ce e nevoie. Și așa a și fost. Bine. Da, da, mai mult decât atât, tu ai, pentru tine chestia asta... E mai importantă pentru că, acum te citesc pe tine, da, picturile mele arată stările sufletești prin care trec personal, fericirea și tristețea. Da. Dacă ai multă ambiție și voință, crezi în instinctele tale și muncești mult, atunci și satisfacția va fi pe măsură. Pe măsură. A urmat cumva o expoziție la Muzeul Național de Artă a României. Nu la muzeu, în incinta Muzeului de Artă exista această, nu e consignație, un fel de simeză, un fel de... În incinta Muzeului de Artă exista cum se cheamă, un magazin unde expuneai tablourile. Un loc. Da. Și acolo mi-am expus eu și am vândut vreo trei, dar evident că unor străini. Și
și o singură lucrare, sedusă și abandonată se chema. Nu cred, ai făcut o lucrare sedusă și abandonată? Da, frate. Și așa am denumit-o, cu o fată pe un piedestal, era un nud. Nude, și Alu a cumpărat-o un colecționar român. Nu știu nici acum cine este. Da, și... dar eu pot să spun suma. Da, suma, da. Da. A, uite, asta cred că știe multă lume. Asta e tot o informație pe da, care am... Da, corect, deci, da. Primul tău tablou, sedusă și abandonată, nu sedus și abandonat, cum sunt, cum e Cristi, sedusă și abandonată, primul tablou, 3.000 de euro. 3.000 de dolari pe vremea respectivă. Primul, dar sedusă și abandonată a fost 5 dolari. Nu. 5.000 de dolari. 5.000 de dolari. Da, da. Dar am fost tare mândră. Nu pot să dar spune cum era? Era ți-a pozat cineva în nudul respectiv? Nu. La Hanul Cutei existau tot felul de magazinași. Cred că și acum există. Da, da, unde da, cumperi da, tot felul de... Exact, exact. Așa. Și de acolo m-am aprovizionat, mi-am luat mereu, cum se cheamă? Acoarele. Broșuri. Și o broșură mi-a plăcut foarte mult cu o fată care stătea așa. Eu exact așa am intuit-o așa și așa. Așa mi-a venit mie să simt despre asta. Și am venit acasă și am început să creionez. Și creionam și nu știu ce și așa a ieșit această fată. Nu întocmai, dar m-a inspirat. Pentru că pictura, până la urmă, e și un soi de inspirație. Ne inspirăm acum unii de la alții. Pictezi? Da, foarte rar, dar pictez. Da. De ce crezi că rar? Adică dacă e una dintre pasiunile tale și se vede clar că... Îți voi explica imediat. Te rog. Având foarte multe task-uri, multiple. Da. Da. Administratorul casei, mama, de dimineață până seara. Alo, domnișoara Analescu, da. Adam, nu știu ce. Ok, nicio problemă. Așa, după care, carieră. Deci ești bine, da. Ok, Cluj, Timișoara, acolo, da, ok, bine. În formă, ai grijă de tine. Trebuie să fii în pas cu ce se întâmplă, evoluție, citești, te documentezi, gătești, faci toate aceste lucruri. Nu am femeie de servici de 5 ani. Nu cred. Ba da. Nu cred. Ba da. Nu, nimeni așa nu crede. Ceva, nu. Dar pe mine, așa mă vezi, calc, gătesc, fac tot la mine, intri în casă, e impecabil. Așa sunt. Mă culc super mega obosită și mă trezesc cu la gândul cât, că așa este viața unei femei. Deja acum sunt interesat brus de viața ta personală. La 7 să zbor. La cât te trezești tu? 7 fără 10 ca la 7 să zbor din pat. Primul lucru, omlețică, tot lui Adam și ce? Adam al meu are și școală. Știi foarte bine la școală să mănânce, dar era de la mami. Pentru că mami gătește gustos și gustul lui mami nu se compară, mă înțelegi? Cum aș putea eu, când îl privesc așa cu ochișorii ei la mine, să zic că nu, Adam, n-am să... Doamne, toată viața mea am să fiu sclavă lui. Toată viața mea am să fiu sclavă lui Adam. Auzi, da, fii aici, între noi fie vorba, peste 10 ani de zile, sau chiar mai curând, Adam o să vină cu o fată acasă. Da, da, o să vină, mami. Ce faci atunci? O să fac ceva de mâncare. O să fac ceva de mâncare. Da, și o să... Cred că lui Adam, spun sincer. Dar eu sper că Adam să nu se uite la emisiunea noastră. Nu se uită. O să-i spună când Toma va fi, tot. Da, exact, bravo. Vezi că tata a zis de tine și a spus-o mai cât altceva. Da, exact, bravo. Da. Eu cred că lui Adam o să fie un pic dificil să-și găsească o parteneră. Pentru că trebuie pe tine ca exemplu. Da, eu n-am cum schimba situația și n-am cum schimba treburile astea. Adam știe că mami, el deja de pe acum, când mă vede ușor obosită sau ușor, pentru că obosea, eu nu prea arăt oboseală, eu trebuie să fiu strong. Eu nu pot. Dar când, uite, mă mai vede răcită sau ceva, face: mami, tu ești foarte puternică, eu știu cum ești, ai să vezi că ai să poți. Și nu știu ce, dă ciorbă, gătește ciorbă de varză care îi place lui foarte mult, obosită toată și îți dai seama. Și să nu răceală, da? Dar n-ai cum să spui, sunt răcită, nu pot. Tu ești mamă, tu poți și încă poți și o să mai poți. Asta e deviza, așa funcționează lucrurile la mine. Și el îmi spune de pe acum. Și eu stau și mă gândesc la copilul meu psihologic, vorbim, zic: măi, băiatul ăsta o să fie foarte greu. Mami, tot timpul, mami, dar ce frumos te-ai îmbrăcat, dar ce rochie e așa, dar tot deja comentează, ce frumos, mi se pare că machiajul ăsta stă bine, dar în ălalt, și tot timpul comentează, tu imaginează că e la 8 ani și ceva. Îmi spune lucrurile astea, cum ești machiată, cât de gustos gătești. Uneori zice, de data asta ți-a reușit mai puțin. Tu îți dai seama ce mare comentator o să fie când ea o să zică nu știu ce. Tu nu-ți dai seama, o să-i fac acolo, da. Și așa, și uite așa, și mami, nu știu, și din acela, mami, vezi că acestea am purtat și le-am pus jos acolo, să nu uiți, nu le-am pus chiar în nasă de spălat, le-am pus lângă, deja, măi, deja, eu ți-am spus tot, da? Gospodina trebuie să gătească, trebuie să fie frumușică, să aibă grijă de ea. Hai să facem un scenariu. Da.
La 16 ani. La 16 ani. Da. Adam o întâlnește pe ea. Da. Oricare ar fi ea. Da. Și zicem Ana. Da. Și ce faci? Hai să ieșim afară. Da, hai să ieșim afară. Și la un moment dat, din greșeală, Ana îi zice, auzi, vrei să-ți fac ceva de mâncare? La care el zice, da, să nu o deranjeze. Da. Respectiv, ai pune ceva de mâncare în față. Da. Adam gustă. Uh-huh. Știi ce îi spune? Nu. Îmi pare rău, dar mâncarea lui mama era mult mai bună. Aoleu, deci, asta e cea mai mare greșeală. Păi da, dar nu... Eu trebuie să-l învăț. Ascultă-mă. Să nu spună chestia. Da. Eu trebuie să-l învăț să se împrietenească cu partenera frumos. Nu trebuie să o pună în situația non-grată că mama făcea și zice, nu, eu am un plan. Nu. Eu de pe acum o să-l învăț să fie un mare vrăjitor. Tu știu. Trebuie să fie altfel? Nu. Nu, n-are nicio șansă să răzbească printre femei. Nu, nu, nu. O să-i spun eu lui poate uneori. Să văd eu cum împletesc eu macrameul acela. Văd eu cum pun situația. Să știi că aceleași lucruri, la același lucru mă gândesc și eu. Mm. Și sper ca ei să nu fie, pentru că părinții noștri ne-au crescut cumva, noi creștem altcumva copiii noștri. Suntem într-un total alt regim, alte conotații, altă structură și așa mai departe. Dar bun simțul trebuie să meargă mai departe, indiferent de schimbarea de regim. Dar sunt foarte curios ce o să se întâmple și aștept cu emoție lucrul ăsta și, în primul rând, cel mai important, cred că ăsta e cel mai important, este ca acei minunați copii ai tăi să spună, mamă, am cunoscut-o pe Georgeta. Nu să-ți ascundă lucrul ăsta. Da, exact. Uite, cum i-am cunoscut eu pe copii. Da. Uite, am cunoscut eu pe copii. Deci, este. Tu și sar de la una alta și eu, ca și tine, pentru că suntem la fel. Tu ai mai avut o colaborare cu un grup umoristic, îți mai aduci aminte? În 2006. Vezi că acum eu răscolesc tot... Da, răscolești, într-adevăr. Stai, deci ceva cu Buzdugană? Poate că da. Cu Jojo, când am jucat un călduț, era un proiect cu Divertis. Divertis, așa, bravo, da. 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 Ce fain era mama cum repetam acolo. Venea Monica. Da. Așa. Mm-hmm. Mama era cea mai tare. Așa, da. Da, eu fac așa, da. Mm-hmm, da. Și râd așa. Da, ok. Așa e Monica. Așa da, e Monica. Da, da, așa. Mm-hmm. Ok, da. Bine, am râs deja de două ori, am râs. Ok, ha. Da, 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 așa. Auzi, a spus cineva vreodată că tu știi să-i vizi bine? Nu. N-a știu să tușezi bine. Scuze. Așa. Da. Uh-huh. Da, 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 da. Cel mai agitat era... Tony. Tony. Ma. Stătea, exact, stătea în capul mesei așa. Așa. Și tu, Jojo, și bine, Jojo era drăguț, așa cum era ea, nu știu, natural, așa, nu știu cum. Așa. Celălalt, mai micuț așa și nu mai țin minte. Giri Pascu. Așa, da, era tot timpul supărat. Așa. Da. Ochelari. Ghiure, da, el nu prea, nu, el zicea, dar nu pentru noi, știi? Era da, pentru el. Da, el își făcea textul în cap, da. Era foarte fain pentru că era Monica așa, așa, ăsta era foarte agitat, iar Ghiure era, da, da, gata, am făcut, am trecut. Da, a fost, ai făcut multe spectacole cu ei sau a fost doar pentru pentru câteva? Nu, doar pentru acea emisiune, da. Am înțeles. Da, da, mi-a plăcut foarte mult experiența. Am înțeles cum vezi tu relația. Și am înțeles ce părere ai despre mariaj. Dar vreau să te întreb, bărbatul. Da. El, care să fie partea cea mai importantă pe care trebuie să o facă bărbatul? Pentru că partea femeii mi-ai descris-o foarte bine. Explic. Pentru mine, relația astăzi, dar vorbesc despre astăzi. Astăzi, pentru da. Că eu, de atunci până acum, am trecut prin foarte multe etape de schimbare și se vor mai întâmpla pe viitor, evident. Cu siguranță, da. Eu lucrez la acea versiune a mea cea mai bună. Serios. Cea mai bună versiune a mea. Îmi place să fiu critică cu mine. Îmi place să iau un piept tot ce fac, tot ce spun, tot ce gândesc și cu fac asta și... Cum să spun, cu mare curaj și asumare. Dar ce ți-am zis eu acum,
chiar înseamnă să fii foarte bine cu tine, cu sinele tău. Crezi că și el trebuie să fie la fel? Da, pentru că altfel se sperie și fuge de mine. E foarte important să mă înfrunte. E foarte important să Să păstrez toate căile deschise și comunicarea să fie absolut... extraordinar de important la mine este respectul, e pe primul loc în relație, respectul. E foarte important, orice am spune, orice am face, oricât de tare am greșit, noi trebuie să ne respectăm. Comunicarea este vitală. Noi dacă nu ne spunem lucrurilor pe nume, de astea nu-i spune cât de mult îl iubești sau nu-i spune cât de... Bazaconii. Tu poți să te comporți de așa natură încât să-l ții într-o fibrilație permanentă. Să-l adică ții, vorbele poate să nu semne nimic. Faptele sunt mai importante. De multe ori trebuie să ai grijă ce-ți livrează ție interlocutorul. Acum în speță vorbim în relație, pentru că într-adevăr relația e puțin diferită față de interlocutorul. Deși ar trebui să fie la fel relația copil, părinte și în fiecare iubit. Respect, da. Da. Este foarte important să vezi, să ții cont de ce spune, dar să vezi ce face. Să vezi ce face. De multe ori noi spunem ceva, descriem ceva. Uite, spunem, mie mi este frică de, nu de apă, că nu. Mie nu-mi place dimineața, să-mi faci tu micul dejun. Acum mi-a venit. Dar de fapt, când eu fac micul dejun, mai adoră. Dar nu spune. Adoră. Se comportă, îl vezi că este plutește, vezi că mănâncă cu poftă, dar nu spune. E foarte important să vezi ce ți-a spus și cum se comportă atunci când se întâmplă cu toate lucrurile. S-ar putea ca gesturile lui să fie mai adevărate decât vorbele. Da. Și asta nu înseamnă că dacă tu ai observat lucrul acesta, procesul acesta, imediat, hai că te-am prins, ți-am zis. Nu, bagă-le acolo. Am înțeles. E foarte important să ții cont de asta. Trebuie să-l tragi la răspundere. Nu că la răspundere. Eu înainte eram mult mai critică. Da. N-ai făcut. Nu ți-am spus eu de 3 ori pe bune și acum iarăși faci. Nu mai fac așa ceva. De mult timp nu mai fac așa ceva. M-am gândit ce nu-mi place mie. Așa cum nu-mi place mie nici altuia. Fac observații așa. Dar multă lume vorbește, nu-i face altuia ce nu-ți place ție. Dar voi, oamenii trebuie să înțeleagă că această critică, deci cum intră pe ușă, cum? Vezi că auzi, dar nu știu. Mai stai puțin. Eu mi-am închipuit femeia aia perfectă, la care, băi, n-ai cum. Te mai poți rătăci pe lumea asta? Dar nu, dorul după ea te întorci la ea, n-ai cum. Păi aia care te întâmpină cu dulceața aia în ochi, cu pofta aia de tine, te întreabă cum ești, mă, ce, hai, pune-te, hai, nu mai zice nimic, hai să-ți dau o ciorbă, hai, mănânci, hai, faci așa, bei ceva, nu bea, uite, un ceai, un ceva, așa, bine, măi, lasă să se relaxeze, lasă să se adune și apoi poți să te bagi așa în sufletul lui, dar lasă-l, dă-i șansa asta să se integreze, înțelegi, în viața ta și în... Pare rău, dar eu cred că dacă discuția asta nu va schimba, sau vorbele tale în special nu vor schimba anumite gânduri, atenție, ceea ce cer tu de la tine, trebuie și el să ceară de la el. Adică dacă numai unul muncește și unul stă și conectează, să spun așa, biruri sufletești, nu este bine. În principal, trebuie să fii alături de el 24 din 24. Dar îți spun cum. Nu îl stresa, nu-i scrie, nu-l freca. Unde ești, ce faci, cum ai terminat, așa, cum a fost, lasă-l pe el să aibă chef să-ți spună. Nu, chiar dacă s-a așternut o zi, poți să-i dai un emoji din ăsta, să poți să-i zic, să știi că nu te-am așa, dar te iubesc. Sau mi-am adus aminte, uite, ai lăsat chestia aia sau fularul de la tine, mi-a adus aminte de tine. Și uite, te pup sau ceva. Măi, pune o amprentă, dar altfel. Nu îl mai chestiona. Și știi de ce vreau să spun asta? Nu că sunt eu foarte prietenă cu bărbați, dar eu îi înțeleg, măi. Eu am și eu un fiu. Eu știu ce înseamnă pe viitor pentru Adam. Toate responsabilitățile pe capul lor. Bărbatul trebuie să... Femeile se mai descurcă în viața aceasta. Eu n-am spus, ador. Eu sunt o femeie independentă, să ne înțelegem foarte clar. Dar ador o femeie care în independența ei lasă loc de feminitate. Un loc mai mare decât trebuie. Da, tu poți să fii foarte sexy într-o salopetă și care gătind, așa ce, și mirosind un pic aceapă, așa ce are? Ce are? Da, eu nu, la restaurant.
Nu știu. Atât copilul tău, cât și iubitul din viață, dar deci zic așa pentru că Adam e mare și el. Atât copilul tău și cât iubitul tău, trebuie să, să se identifice mai pe lângă. E foarte simplu să fii sexy, să fii nu știu cum și așa. Bine, poate zic prin prisma mea sau ceva. Dar, în fine, da, mie mi-e foarte simplu. Eu deja nici nu mai bag de seama chestiile astea. E foarte important să fii feminina în primul și în primul rând. Să fii caldă, să fii duioasă. Of, să-i primești acasă cu un dor și cu un drag. Deși și tu la rândul tău ai o groază. Eu am o groază de chestii, crede-mă. Deci sunt atât de încărcată. Dar eu întotdeauna am înțeles de la mama și de la bunica mea. Că de bunica n-am vorbit. O să mai vorbim când mă mai inviți. Bunica întotdeauna a zis: noi muncim înzecit mai mult decât... Păi bunica mea se ducea cu burta mare la sapă, măi. Ea se întorcea și bunelă: ai, născuta, ce bine e să... Ea nu i-a mai stat să-i povestească. Mi-a și zis, zice: Anuș, că eu nu i-am spus cum a fost, cât de tare m-a durut, ce s-a întâmplat, cât am așteptat, dacă era prietena aia lângă mine pe la sapă sau ceva. Măi, nu. De ce? Tu trebuie să înțelegi, măi, dar cât de inteligentă era ea de atunci. Tu trebuie să înțelegi că îi pierzi atenția, că îi pierzi ca și la copii. Eu lua, da, mai povestesc două minute ceva deja. Da, așa e, l-am pierdut, s-a terminat. Așa e și la bărbați. Trebuie să fii foarte, foarte concisă când livrezi și dacă nu vrei să obții un nu subliniat, trebuie să fii foarte concisă. Selectează înainte, dacă tu vrei să spui ceva, selectează ce mesaj vrei să-i spui și vrei să te asculte ca lumea până la capăt. Trebuie să fii foarte scurtă la obiect. Altfel ai pierdut, o să începi să ai relația aia. Da, așa e. Și tu îi mai zici a doua zi, vezi că nu a făcut, n-a percutat, a trebuit. Măi, ți-am zis de atâtea ori. Păi de-aia. Pentru că tu nu ai fost scurt și la obiect. Sau trunchează discuția. Spune: astăzi un pic, mâine un pic. Vezi că el va fi la capacitate maximă pentru momentul acela. Da. Sau nu e la capacitate maximă. Va reține cât trebuie și o să reluați discuția respectivă. Înțelegi? Asta din propria experiență. Spun, sincer, nu? Vorbeam uneori așa. Sau cum zic versurile. Ia. Prea serios cauți viața. Lângă tine n-am motive să fiu tristă deloc. Doar tu mi-aduci aminte dimineața, petale de flori și roa din zori. Din zori, da. Noi doi, iubi, noi doi, e noapte albastră. Dar ce vă bugați voi pe lângă cu melodia asta, pe lângă ce zice Ana? Noi doi, e noapte albastră, e noaptea noastră. Vorbim în bunitoare, cum ești nimeni. Ești ca o ploaie de vară, știi că mă atingi, stai așa prea serios, iau-ți viața. Lângă tine n-am motive să fiu triste deloc, doar tu mi-aduci dimineața petale de flori și roa din zore. Și-n gânduri în strecori, imagini ce le ador. Și vrei de la mine ce vreau de la tine și nu mai am control. Tu joci parcă un rol, ai tot ce vreau, iubire. Ai împreună și 24 e numărul ce-mi place. Atâtea ore pe zi te-aș strânge în brațe. 24 e ora care-mi place. Hai cu mine, vreau să-mi dai speranță. Noi doi, iubi, noi doi. E noaptea albastră, e noaptea noastră. Noi doi, iubi, noi doi. E noaptea albastră, e noaptea noastră. Yeah, yeah, da, 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 da.
și patrie, numărul ce-mi place. Atâtea ore pe zi te strânge în brațe. 24 e ora care-mi place. Hai cu mine, vreau să-mi dai speranțe. Noi doi iubim, noi doi, e noaptea noastră, e noaptea noastră. Noi doi iubim, noi doi, e noaptea noastră, e noaptea noastră. Și 24. 24 e numărul ce-mi place. Atâtea ore pe zi te-aș strânge în brațe. 24 e ora care-mi place. Hai cu mine, vreau să-mi dai speranță. Noi doi, iubi, iubi, noi doi, e noaptea noastră, e noaptea noastră. Noi doi, iubi, iubi, noi doi, e noaptea noastră, e noaptea noastră. Poză frumoasă. 24. Clar, ai nevoie de un întăritor. Ce știu întâritor? Ce o să faci, yeah. Dar eu o să risc. Da? O să reediteze piesele. Da. Da, în primul rând, până se pregătește întăritorul, trebuie. Da. Uite, te ajut eu. Da. Te ajutăm noi. Da. Trebuie să reeditezi piesele astea așa. Cum? A, am plac așa? Da. Va așa în echipa asta? Ce frumos. Da. Dar nu, e plăcerea noastră. Dar, da. Dar, da. Pentru că există un dar. Da, mereu. Dacă tu ne-ai dat niște, cum ai zis? Florile iubirii. Iubirii. Dacă tu ne-ai dat florile iubirii, da. Dă-mi voie, ca și eu, să-ți dau varza despărțirii. Nu. Deja ne despărțim? Nu ne despărțim, abia începe nunta. Mamă, ce bine. Mulțumesc, iubire. Să-mi spui ce este acesta. Piept de pui la cuptor cu cașcaval și piure cu trufe și un sos. Un sos muștar, nu? Ce drăguț. Remulat. Ce drăguț e, mă. Deci, deși transferul de pe buze nu se va face, da. Eu zic că ăsta este unul dintre felurile tale pe care le... Nu, deci eu trebuie să mănânc, dar e cu ceapă, văd, călită cu asta, cu toate ce trebuie. E cu ceapă călită? Da, nu da. E cu ceapă călită. Uite. Băi, fantastic, păi toate detaliile. Asta e ceapă călită. Nu e? Nu, trufele arată într-un... Nu, eu cred că este... Nu, e vorba de ăsta. Ah, ce bine arată, uite. Nu, că trebuie să-l filmez, îmi pare rău. Ah, eu cred că... Nu, eu, uite, acesta este o por... Ăsta este... cașcaval ai pus deasupra, nu? Ah, ok. Cașcaval, această cașcaval. Uite, de fapt, o bucățică de cașcaval. Da, bineînțeles. Da, bine. Vreau să-l gust. Toată noaptea a stat Andreea și Andreea, tu l-ai făcut pe ăsta? Piureul l-am făcut, eu ăla l-am tot aviam. Andreea, deci știi cum o să mănâncă, o să rup. Dar deci... după emisiunea, deci spun. Mi-mi plouă și în gură. Sunt foarte pofticioasă, da. Doamne, ce bun e! Bravo! Octavian, de ce mănâncă? Doamne. Iartă-mă, Octavian, dar acum o să-ți dau veste. Ana Lesco. Am nevasta acasă, nu vreau să știu. Nu? Naște mâine. Naște mâine, chiar. Soția lui va naște mâine. Doamne, ce frumos! Da. Mama, ai să vezi, mâine ai să fie alt om, alt om, da. Nu, da. Alt om. Acum ești un om, dar mâine, așa. Da. Vreau să spun că Ana, da. Peste câteva săptămâni sau luni, va scoate, pot să-mi dai un tremolo pentru că altfel nu pot să anunț. Doamnelor și domnilor, dragă Tavi, Ana Lesco, în foarte scurt timp, va scoate... o carte de bucate! Da? Da. Bine, aș... Da.
Așa, așa va fi. Pentru că așa mi-am proiectat și așa am și vorbit, am și toate sunt pregătite, toate. Bun, vreau doar o singură, urmează să... O singură întrebare. Da. Cartea va fi, așa cum văd eu, după toată discuția asta, va fi da, așa. Da. Rețete. Da. Printre rețete, poveștile tale. Și poze. Și poze, și poze cu ce? Cu mine sau cu mâncare? Tu făcând mâncarea. Și cu mâncarea. Nu, nu, deci eu cred că aceasta e cartea. Aha. Pentru că a pune doar rețete, mă rog, e interesant, dar eu cred că aportul tău, mâna ta de femeie, exact pozele și, pozele, vorba lui Cristi, și, da, și pildele tale din copilărie și așa mai departe, unde ai învățat ce înseamnă această artă culinară, eu cred că vor fi ingredientele printre rețete. Ce zici? Trebuie să-ți recunosc că nu m-am gândit la asta și mi-ai dat o idee colosală. Aș serba această idee, îmi pare, nu mănânci decât după... Eu serbesc, uite, cu această guriță de vin. Și simt că acest vin e din mai multe soiuri de struguri. Sigur. Acest vin roșu, tot ce să spun acum, este o rară neagră și este un de Cabernet Sauvignon din 2021, domeniile Lecuza. Mai foarte gustos, să spun. Da, de aceea... Nu, mai am. Da. Eu nu mai foarte am. Gustos. Eu nu mai am pentru că... Pentru că bărbatul... n-ai cum. Da, exact, bărbatul e bărbat, da. E adevărată chestia cu vinul roșu cu bărbatul? Care e aia aceea? Adică dacă trebuie să bei un vin roșu, bărbatul și femeia, femeia are cumva vreun vin sortit pentru ea? Pentru bărbați e vin roșu. Nu știu, cred că a fost un marketing treaba asta. Ah. Sincer, dacă tu simți și dacă ce ar și trebui să se întâmple, ce-ți poți să bei și apă cară, adică de la vikingi, ești acolo, spune. Doamne, cu trup și suflet. Nu, eu nu. Dragii mei, da? Acestea sunt cuvintele pe care draga mea, Ana, le-a spus. N-am crezut niciodată în mariaj, mi se pare o instituție primată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câte vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă, nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare, în respect, oamenii să iubească, să fie acel foc. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. E foarte bine zis. Da, e de mult spus și încă ader la, da. Dar spune-mi, la spusele mele. Da. Când aveai 20 de ani, nu aveai gândurile astea. Nu, e normal, nu, Doamne. Dar dacă întoarce timpul, ai vrea ca la 20 de ani să ai aceste gânduri? Adică, cineva, uite, taică-te, de exemplu, să-ți fi spus. Exact cum ți-a spus cu cum să intri în bar, cum să intri într-o petrecere și să bei trei... De apă și una de vodka. Așa se spune, fata mea, fii foarte atentă, uite, asta înseamnă o relație. Ce crezi că te-ar fi ajutat? Ai făcut altcumva în viața ta? Cred că aș fi sărit niște etape foarte importante. Eu cred că vârsta mea cu experiența mea și cu informația și tot ce s-a clădit până acum merg mână în mână. Pentru că dacă la 20 de ani aș fi știut astfel să... De gânduri, da. Da, era ori mult prea devreme, ori nu eram prea, știi, ori prea, știi, vorba aia, ne-am întâlnit prea devreme sau prea târziu, știi? Deci, nu cred că atunci era nevoie să sar de etapele astea, era nevoie de maturizarea respectivă prin gesturile... cum să zic, anapoda sau deciziile pe care le iei în grabă sau, știi, am vrut să zic așa un pic mai plastic ca să trecem peste, dar cred eu că e foarte important ca femeia, începând cu 40 de ani, să știe exact unde se situează, ce își dorește și să nu mai înnebunească partenerii din viața ei, ci să fie dat. Și știi că la băieți e mult mai simplu. Tu dacă îi spui cu tare, mă înțelege, măi. Mă înțelege. Da. Cu cât îl bulversezi mai mult. Cu informații. Cu cât informații. Nu. Detalii. Cu cât îl bulversezi mai mult, cu cât tu îl zăpăcești, nu, efectiv, nu mai știi, din dorința de a face să fie bine, din dorința de a face, de a se fitui în viața ta și de a-și face loc cu coate, așa, ușor, ușor, în viața ta, măi, îl zăpăcești.
Noi avem această nebunie a noi să zăpăcim. Noi o avem. Ea, cred eu, după 40 de ani, ar fi bine să fie puțin mai educată, știi? Puțin mai ținută în frâu, și mai așa. Relaxată totodată. Și mai relaxată totodată. Da. Să trăiască relaxarea iubitorilor noastre. Să trăiască. Mulțumim, mulțumim. Noroc, dragii noștri. Eu vreau să-ți spun că eu de când te cunosc, trebuie să-ți mărturisesc că acum intru în detalii personale. Te rog. Eu de când te cunosc, nu am văzut să fi pus vreun kilogram în plus. A, nu am problema asta, e adevărat. Nu oscilez în greutate. Sunt... Da. Ești perfectă. Spun eu. Perfectă. Ești perfectă. Nu, sunt, da, port aceleași haine de altă dată, da. Din toate declarațiile tale, da, dietele nu sunt preferatele tale. Nu, nu. Mie mi se pare un chin incredibil. Dar știu că ai una singură. Da, de detoxifiere. Notați? Notați, da, vă rog. Alo, domnul, domnii culți aici. E foarte bună. Dietă de detoxifiere a ficatului. Da, un ficat, da, obosit, vicios. Da, eu nu am avut un ficat obosit, nu l-am, nu e vicios, că nu. Dar e foarte bine să-l detoxifezi oricum. Atenție! Miere cu lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic. Niciodată. Cât faci, și piper cayenne, nu uita. Da. Și cayenne, da, piper, da? Piper cayenne. Și este o cură drastică, da, atenție, între 7 și 14 zile. Exact, da. Da. Nu mănânci nimic, pentru că dacă tu mănânci, pentru că aportul mierii este foarte important, ai să te îngrași în zecit și o să dai peste cap foarte multe valori. Și eu nu sunt medic, dar mă rog, știu de la un medic care face transplant de ficat despre această cură. Este minunată. 14 zile, da, nu bei, decât nu bei. Dar miere, bei, da, piper, caien, dar ia-ți dă o energie extraordinară. Poți să fac, eu când fac cura aceasta, fac și sală unde depui efort. Nu cred. Ba da, ba da, ba da. Ba da, vorbesc. Și la sală ce faci? Alergi? Cardio? Nu, cardio. Am o întrebare importantă. Cât trebuie să bei? Adică pe zi, cât, da, trebuie? Da, imediat spun. Trebuie să bei tu, ar trebui să bei 3 litri. 3 litri și jumătate. De această limonadă. Nu, păi e pentru că ești bărbat, ești înalt, ești, ești solid. Frumos. Iar eu pot să mă rezum la 2 litri. Nu, 2 litri, 2 litri și jumătate. Mai mult e prea mult. Și 250, îți faci o cană. O cană. Pui 2 linguri de miere, 2 linguri de... lămâie? Suc de lămâie, da? un vârf de cayenne, de cum se cheamă, de cuțit de piper cayenne. Și bănuiesc că și slăbești, nu? Normal. Dar slăbești deștept. Auzit, Horia? Nu, slăbești deștept. Corpul tău, dacă simte, el slăbește, dacă nu. Sunt persoane care au făcut această cură, n-au slăbit decât apă au dat. Știi că te deshidratezi corect, în primele, da, zile. Da, da. 2 kilograme, așa. Eu am slăbit. Nu, a fost pur și simplu un surplus de apă. Dar sunt, exact, asta e singura cură care organismul hotărăște. Pe mine mă surprinde faptul că tu ai, după toate discuțiile, tu ai o singură cură, după toate cunoștințele tale, ai o singură cură de genul ăsta, dietă. Da, da. Mă așteptam la mai multe. La... Nu cred. Mi se pare că îmi chinui organismul teribil. Și asta nu chinui organismul. Asta este... Este. Că și contribuie voința aici, nu? Da, dar fii atent. Nu, să mă... Ascultă-mă, eu mă pot seta ca oricine, eu sunt convinsă că oricine dintre noi, noi putem să ne setăm. Eu dacă știu că este pentru ficatul meu și este foarte important asta, această motivație pe mine mă face să merg departe și să ajung exact unde îmi doresc. Curele, de ce nu cred în ele? Mie mi se pare că pe tine o cură te complexează, măi, te îngrădește atât de tare și îți schimbă atât de tare organismul, încât el e și el un organ viu. Eu nu știu foarte multe, că nu sunt specialistă în domeniu, dar am mai citit, am mai studiat. Deci nu, îi dai să sperie, apoi reține cât trebuie, slăbește cât ar fi trebuit să slăbească și apoi din nou gain, din nou pune, pentru că el s-a speriat. Tu trebuie treptat un stil de viață. Trebuie să începi în primul rând cu un stil de viață sănătos. Uite, eu mănânc așa, verdeață, mănânc foarte multă. Mănânc, de exemplu, pâinea a fost înlocuită cu migdale, cu... De exemplu, pâinea a fost înlocuită cu migdale. Ascultă-mă, pentru tiroida noastră, care este o glandă. Care este, cum se cheamă,
răspunde de, de tot ce înseamnă buchetul nostru hormonal. Este foarte important să-i dai atâtică organismului de carbohidrat. Nu vrea mai mult. Tu ajungi să, probabil să lucrezi cu carbohidratul foarte mult când vrei să te builduiești. Deci la sală faci așa. Te și-i puiești diferit, vrei să crești în masa musculară și începi să faci. Da, într-adevăr, proteine și carbohidrate e foarte important. Ai nevoie de, repet, eu nu sunt Carmen Bruma, deci nu. Deci nu. Da, ea știe tot, vă rog, să te uiți așa la mine ca și când eu zic ceva extraordinar. Dar nu, da, eu zic, mi se ea pare o să spună, nu eu. Tu ești mai populară, în sensul că ai niște elemente din popor de... Da, exact, din popor, bravo, da. Nu, din niște elemente naturale, naturiste. Da, și în primul rând n-am limbajul de, știi, așa, și pot să explic mai degrabă așa, pe înțelesul tuturor, da. Așa, și asta vreau să spun, că este foarte important să îți cunoști organismul. Am nevoie de atâta carbohidrat, am nevoie de atâta proteină, am nevoie de... Asta este stilul tău de viață sănătos. Mă înțelegi? Apoi, dacă nu se întâmplă ceva și tot așa, recurge eventual. Dar eu nu vă sfătuiesc, curele nu. Curele, nu. Curele, nu. Curele, nu. Curele, nu. Eu zic că ai nevoie, simți nevoie de un pic de dulce? Trebuie. Simți nevoie de așa? Trebuie. Și vă lăsați 2-3 zile unde voi vă faceți un pic de cap și apoi iar. Dar trebuie să bagi un pic de... Viață. 3 zile de cap, zici. Hai 2 zile de cap. Un pic de lună. Așa. Și atunci, asta este, zic eu, rețeta succesului, unde nici nu te... Nu ești constrâns. Te stresezi, corect. Da, ești îngrădit, ești constrâns. Uite, nu am o declarație a cuiva care a făcut cura asta. Ce se întâmplă după cele 14 zile? Dați-mi voi să vă citesc. Da, sunt curioasă. A spus așa. Se întâmplă ceva. Simt dragostea. Vai, mișca de-i putea să-mi cânți ceva. Nu pot să credeți. Eu chiar m-am concentrat, mă, băiatule. Tu credeai că declarație, nu? Deci eu credeam bine... că declarația unui om, că el nu, el zici că lucrează la SRI. Deci și... nu, numai așa, frate, m-a... Toată ziua m-a ținut așa. Și chiar m-am concentrat, am făcut fața aia, sunt sigur, o să râd de mine o oră, cred. Doamne, cum l-am înțeles eu, cum n-ai văzut așa. Și fii atentă. Am aflat dorința când mi-ai zâmbit. Am aflat. Dieta dragostei m-a răscolit. Atât. Și tu îmi cântai duios o poveste de amor, un cântecel de dor. Mamă, ce m-ai prins aici. Deci ce fața aveam. Da. Stai că m-am dus așa. Deci, cânta așa rus ca ea, vino și joacă acum, nu mai sta. Mamă, de când n-am mai cântat piesa asta, Doamne? De când? De foarte mult timp. Nu e vorbesc de serios? Da, când, mai țin de când s-a făcut piesa asta? Când am făcut-o? Au trecut ceva 2007? 8? Pe bune? De 2007? Nu te opri. Pulsul inimii, hai să ne facem de cap doar cu ea. Se întâmplă ceva. Și în dragostea. Ce vei putea să-mi cânti ceva. Cântă așa râs că ea-n bălalaică mea. Vine și joacă. Deci asta e cum cânti perfect cu ochii ciorne. Nu, sincer, sunt sigură că face frumos la ochii ciorne. Da, așa îi place lui piesa ochii ciorne. Ia cu ochii. Ochii ciorne, ochii strasne, ochii jguci, ipuri crasne. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать не добрый час.
Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, нас не в добрый час. Повстречал я вас, очи черные, очи, черные, очи страстные, очи жгучие, очи жгучие и прекрасные. И прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, нас не в добрый час. Повстречал я вас. Ла-л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 а
Камалина, камая, в саду ягода малин, камалин. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий бережок крутой. Выходила песню сводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Шиплин джемпи, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать не в добрый час. Ok, în da. Bine, bine. Mamă, ce m-am încălzit aici la voi. Dar mie îmi spui? Mie îmi spui? Da, da, da. Așadar, dragii mei, după cum puteți vedea, lesne, Ana. Am aflat. Ana este o femeie care gătește, spală, coase, grădinărește. Este o mamă care își poate manageria singură și cariera. Da? Și, bineînțeles, niciodată în viața ei nu s-a gândit că o să vină într-un podcast să poată cânta o melodie în română care să aibă de-a face cu vinul roșu. Și ne întrebăm deseori, cine? Iată, artistul din turnul din Chindia, din Târgoviște, se ridică și se întreabă, cine a pus, ce a pus? Cine a pus? Cine a pus? Explică-mi tu! Cârciuma în drum! Cine a pus-o? Ia să vină la noi să ne dea
Nu, deci nu asta e. Cine a pus? Cine a pus cârciuma în drum? Ăla n-a fost om nebun. Asta, mamă! Cine a pus cârciuma în drum? Ăla n-a fost om nebun. Dar ce-a fost? Ăla a fost om cu minte. Cine o intră în ea să cânte? Cine cazul să-și uite? Măi, dorulețu, măi! Și-a cântat cum cânt și eu, măi, doruleț, măi, și voi. Slabă minte mai avea. Dragoste e mare foc și de ea nu scap deloc. Ea nu are legământ și te bagă în mormânt. Și te bagă în mormânt. Măi, doruleț, măi, căci dorul și dragostea au înnebunit lumea. Au înnebunit lumea. Măi, doruleț, măi, și din poieniță, vinui bun o caua mică. La crisma din poieniță, vinui bun o caua mică. Crișmurița-i frumușică, înaltă și o pisică. Să-i dea neică o guriță, mă doruleț, măi. În guriță și-o floricică, să-i toarne din mulcică. Să-i toarne din mulcică, mă doruleț, măi, și voi. Deci, iată o întrebare din partea redacției la adresa noastră. A venit o întrebare. Când te apuci și de albumul de muzică populară? Păi deci până acum ai două albume de făcut. Îmi pare rău, dar printre treburile tale pe care le faci în mod zilnic se adaugă încă două albume. Când vei avea timp de ele? Dacă asta este formula în care facem, deci eu mă dedic vouă. Vă zic nu, noi! Noi. Da. Nu, de data asta este invers. Noi ne dedicăm ție. No, Doamne, mulțumesc! Da, da, suflet. Da! Drept pentru care... Drept pentru care, da, ia nu ți-e bagă, ție! Bagă niște sărmăluțe aici, da. Sigur o să fie ceva. Oh, Doamne. Nu știu cum de nu ți-a trecut o sanie cu zurgălăi ceva să o bagi pe aici. Adică încă troienii sunt afară. Sanie cu zurgălăi, cum ar suna? Sanie cu zur. Da, e așa. Sanie cu zurgălăi. Nu știu, că am cântat de două ori în viață. Frumoși sunt căluții tăi, hei, dar mai frumoși sunt ai mei. Ai mei? Că le dau apă cu și zboară ca niște zmei. Hei, mai frumoasă-i mândra mea, ce seară mă duc la ea, sănie cu zurgălăi. N-avem text. Sănie cu zurgălăi, măi, dar mai frumoși sunt ai mei, că le dau apă cum ei, sănie cu zurgălăi. Aia, săniuță tu, la
asta, nu? Bine, bine, primăvara. Suntem ceva în martie. Cu, ceva cu ghiocei, da. Da, ghiocelul da. Sunt eu. Tu ești Nu, eu sunt un simplu ghiocei. Tu ești, tu ești un buchet da, de flori. Da, un buchet. Tu ești pajiște. Da, tu ești pajiște. Nu, lasă-mă să o spun. Dacă nu, tu ești pajiștea pe care orice bărbat ar vrea să pășească. Atât. Doamne, să nu mă strivească cu bocancii mari. Nu, sunt descul, îmi pare rău. Așa, atât. Da, așa trebuie să adaug chestia asta. Și până în alta, copii, ne pregătim de întrebări! Opa! Aulă, ce e? N-ai să știi, frumoasă Anușca, aulă, cât de mult te-am așteptat. Dar să știi, frumoasă Anușca, dulcele tău s-a cam terminat. Te rog să gândești la mine când pleci de aici. Am să-ți fac altul mereu. Și să știi, frumoasă Anușca, îți va fi foarte greu. Ce te întreb e? Bine! Da. Prima întrebare, da. Foarte delicată. Yeah. Alergare pe bandă sau în parc? În parc. Știi cum e un parc? Când am alergat cu dansatoarele mele într-o zi, bă, n-am mai putut păși două săptămâni, că nu știu ce mi-am făcut la ligament. În, pe bandă ești protejat. E alt sol, e mai moale. Dar trebuie să te încălzești. Am niște tehnici foarte bune de încălzire. Tu? Bine, să alergăm într-o zi. În sfârșit, ești prima dintre toți oamenii pe care ești prima că așa se va întâmpla. Herăstrău, e ok? E foarte bine, da. Perfect. Când vedeți doi oameni care alergă în Herăstrău, e bine, da. Nu suntem noi. Da. Țineți-vă câinii. Țineți-vă dulăii. De copaci. Atenție, călătorie cu ghiozdanul în spate, în jurul lumii sau 3 luni de vacanță, all inclusiv, pe o insulă exclusivistă? Of, aici nu știu cum să-ți explic. Am avut perioade în viața mea când mi-ar fi plăcut tare mult într-o insulă din asta exclusivistă. Dar am trecut de foarte multe etape unde eu practic astăzi m-am concretizat într-un amintire. Alt fel și anume, măi, a explora îmi place tare mult, foarte mult. Bravo. Mai asidu așa parcă mai mult. Bravo. Da. Deci explorăm. Explorăm, da. Uite, n-aș fi așteptat. Uite, explorăm. Da, ți-am recunoscut că am avut o perioadă în viața mea. Da, e adevărat, dar plăcut așa mai așezat. Practic cartea de bucate va fi tot un spațiu pe care trebuie să-l explorezi. Da. Trebuie să facem o rețetă specială în timp ce explorezi ce ai putea să mănânci. Ceva pe rapid, așa, fără să încălzești, fără să... Draga mea, ai în fața ta da. Omul cu care te vei înțelege perfect orice ai face rapid. Da. Pentru că nu e așa, echipa rapid este cu mine, totul e rapid, este al meu. Okay. Întrebare, câini sau pisici? Și unii și alții. Am avut foarte mulți ani de zile 8 pisici persane superbe și 7 căței. Nu cred. Laila, Chiquita, Alessi. Da, nu cred. Da, și Samoed Cezar îl chema. Da, a murit de bătrânețe, nu de boală sau ceva. Și mi se pare senzațional. Dar nu mai am în casa în care sunt acum, nu mai am nici fir de pisică, nici fir de animăluț, nici o limbuță pe acolo pe nicăieri, nu mai am. Am avut o perioadă. Am luat un piept cu toate, cu ceaun, mâncare făcută, oase, Doamne, tot. Nu mai fac. Gata. Se pute, tu făceai de mâncare și pentru găsești. Da, Doamne, mă adorau. Da, mă adorau. Da. Orez cu foarte multe oase așa fierte și cu legume, măi, ceapă, ce le mai plăcea. Ceapă cu castraveți, cu castraveți, deci, Doamne, asta cu zi. Ce mănâncă Bugs Bunny? Morcov, așa. Și uneori îi plăcea lui Cezar Ardei. Ardei. Cezar fiind unul de... Samoed. Bun, fii atent aici. Da. Am o idee. Uh-huh. În cartea de bucate lași o pagină destinată pentru căței. Pentru animăluțe. Patru pezi. Da. Mamă, ce tare, da, bravo. Deci ai de adăugat, da, câteva, gata, da, să reții tot ce spun. Da, am impresia că trebuie să o lansezi la tine, cum ar veni. Da, lansăm aici și mâncăm tot ceea ce scris acolo. Câte rețete în cap în cartea asta? Eu am 100. Și am zis, dar tot merg așa înainte până o să fie 100 și ceva. Dar noi atunci să ne rezumăm la aia pentru animăluțe. Auzi, da, îți lasă așa gura apă când ai auzit oase. Orez, perfect, orez, oase, da. Ești în stare de orice, da. Și între ele faceți curat de 14 zile.
Nu, dar mai bine facem așa, intrați pe vlogul meu culinar așa? Și spuneți exact ce ați fi vrut. Fiecare, uite, fiecare dorința ta, dorința ta se rezolvă. Cu mare drag. Ai văzut? Da. Se numește vlogul Anei? Da, vlogul culinar al meu. Ana Lesco, da, vlog culinar. Oficial. O da. Să scriem negreșit. Aceste mesaje le vei primi chiar înainte să se fi terminat emisia, o să rămâi. Adică emisia noastră. Și pentru că vorbim de mâncare, dacă ar trebui să mănânci un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, care ar fi acela? Ciorbă. Mamă, ce rapid ai da, fost. Da, deci nu. Ciorbă îmi place la nebunie. Nu, orice, foarte hrănitoare. Ciorbă cu ce? Legume și cărniță. Și cărniță poți să lași deoparte, dacă așa, uneori te bazezi doar pe legume și... Da, da, ciorbă. Alegere bună. Da. Și te și ține în formă, știi? Și nici nu te îngrașă. Și... Dacă tu mănânci o ciorbă, nu mai trebuie să mănânci felul 2, dacă e ciorba sănătoasă. Și păi cu... da, exact, are foarte, foarte multe legume. Uite, până așa acum asta mea. Mâncam felul 2. Și cineva, din greșeală, mi-a ducea și felul 3. Să-l refuz? Nu e frumos. Nu e frumos. Nu, nici eu n-aș refuza. Nu, dar guști, nu te înfici cu totul. Guști asta, nu, n-am știut niciodată diferența asta, guști, că înfic cu totul, n-am știut asta, diferența. Asta, vezi, trebuie să pui frână. Na. Eu când îmi pui ceva în față, da, aoleo. Trup și suflet vă fac. Te cred, te cred. Iar acum o întrebare care naște foarte multe explicații de partea Anei. Antibiotice sau tratamente naturiste? Da, naturiste. Stai să vezi cum am tratat eu acum când am avut această problemă. Deci Ana a fost bolnavă. Voi nu știți că am amânat de vreo două ore întâlnirea. Da, pentru că Ana a fost bolnavă. A fost răcită, sinuzită și... Tot. Bun, nu, eu n-am sinuzită, nu. Gâtul și timpanele. Am făcut otită, tot. Și Ana mi-a dat o poză pe care o să vă arăt. Da. Iată poza. Da. Ce conține acea... Da. Dragii mei, m-am tratat cu două băbizme din astea. Îți explic imediat. Da, da, băbizme. Păi nouă, n-ai cum. Deci că eram strigoi în casă, săracul Adam era ceva, mami. Lui place usturoiul, mă, dar la cum am oferit eu usturoiul de data asta, nu-i mai place deloc. Deci a fost așa, o ceapă tăiată mărunt, bun, usturoi, câțiva căței, câte lasă pe tine inima. Eu am pus mult așa, știi? Wow. Și am pus miere. Miere trebuie să fie natural, nu din comerț. Doamne ferește, mă, și tot lași așa. Câteva ore, până dimineața e cel mai bine. Lasă o zeamă, nu pot să vă explic cum miroase, nu pot să vă explic ce gust are. Ceva rău de tot, plângi încet, mănânci așa și plângi. De ce? E oribilă la gust, dar e foarte bună. Nu pot să-ți explic. Mie îmi place și ceapa, și usturoiul, da, și împreună, mierea. Ferească Dumnezeu, împreună. Dar nu împreună. Nu împreună, nu. E ceva rău, ma. Săracul copil... Și el a trebuit să mănânce odată cu mine. Mă, era dimineață, deschide gura, Adam. Mami, te rog eu frumos. Mă, deschide gura, eu deja nene la poartă. Deschide ușa, Adame. Până a apucat, eu deja i-am băgat o lingură de asta. Doamne ferește, mă, săracul Adam. Și încă o licoare, vă zic imediat. Este, nu v-am zis de rozmarin, stați puțin, da. Pentru mi-am ce rozmarin? Mi-am adus aminte când am zis de licoare imediat. Deci al doilea băbism este acesta. Tot așa pe bază de miere, turmeric. Turmeric. Este un condiment din acesta indian, așa ceva asiatic. Okay, okay. Așa. Deci turmeric, ghimbir, mierea. Mai asta e mai bună. E pentru aceeași afecțiune de răceală așa? Da, da. Am schimbat. Am făcut 7 zile așa, după care 7 zile așa a fost foarte bine. Dar încă tușesc. Cât a ținut răceala? Măi, a ținut foarte mult, vreo 2 săptămâni. Dar și acum tușesc, ai văzut, da. Da, da, cred că și mierea ți-a ascuțit vocea. Știi cum tratez eu și îmi trece imediat? Cum? Ce? Îmi pun carmol în cadă. Carmol în cadă? Da, și îmi umplu cada cu carmol și mă bag acolo și... Păi da, asta e pentru exterior. Dacă este să combin... N-ar fi rău să combin. Da, asta e ideea. Mulțumesc pentru ideea. Da, zone bine, intime... Cristi și bea carmol, că e în stare de orice. Dar cum faci cu carmol în zone intime? Cum faci cu carmol în zone intime? Te obișnuiești! Atât! Deci, se carmolizează, deci, da. Dacă vrei să-ți treacă, serios vorbesc acum, ești răcită, seara, îți faci frecție cu carmol în cap, îți spui un... Carmol în cap. În cap, am zis cadă, îți frecție, îți spui un fez, un fular, eu cred că combinația între cele două este extraordinar de importantă. Pentru că de asta se spune că trebuie să te ocupi de exterior, care influențează derma, epiderma și tot ce intră în piele. Și interiorul cui lași? Interiorul normal, și el trebuie să lucreze. Normal, da. Normal, la următoarea răceală, când va veni peste 20-30 de ani, că nu mai răcesc niciodată,
după răceală, după viroza aia pe care am avut-o la gât, pentru că și am avut gâtul în pioneze și n-am știut de asta cu usturoi, dar o să iau. Foarte asta bun. O să iau. Lentă, lentă, dar sigură. Da. Și sănătoasă. Da, foarte. Perfect. Nu ți-am zis de rozmarin, scuză-mă. Rozmarinul. Așa, rozmarinul este foarte important. Să facem un fel de ceai, să bei vreo 6 căni. Faci așa, 3-4 crenguțe de rozmarin, o portocală, o lămâie, fierbi 15 minute, deci de în clocot pui... Sucul ăla, îl fierbi tot combinat. Este minunat, îți spun, este minunat. Pentru aceeași afecțiune. Aceeași afecțiune. Rozmarinul... Deci este minunat și e foarte bun și pentru îngrijirea părului. Da. Acum, iartă-mă, dar scalpul e foarte bine îngrijit cu rozmarin. Vreau să spun două lucruri. Unu, metodele astea băbești, strecoarele în carte. A treia, ai trei capitole. Unu pentru oameni, unu pentru patrupede și unu pentru... Tipsuri sau ce? Pentru... dar vreau să te întreb o chestie. Pentru dragoste. Da. Ai vreo rețetă băbească? Măi, nu. Cum să-ți explic eu ție? Întrebarea ta, în primul rând, nu e foarte precisă așa. De aici vine o reinterpretare a ei. Adică când te doare foarte tare capul. Așa. Nu? Da. Propunerea lui este să să pur și simplu să te lași pe mâna lui, nu? Perfect. Cum ar veni, gata, nu? Gata, gata, aplauze. Asta e. Asta e. Bravo, asta bravo. A, trebuie să descifrezi. Deci... Gata, am înțeles. Ok, am înțeles. Deci e bună. Sărim de la metode naturiste direct în în show business. Aoleu. Brad Pitt sau Leonardo DiCaprio? Nu, amândoi sunt foarte buni. Da. Da. Din toate punctele de vedere. Mai ales acum când au îmbătrânit, sunt mai așa, patina aia, așa, sunt mai interesanți. Dar totuși, Brad Pitt sau Leonardo DiCaprio? Brad Pitt. Da, știu că sună clișeu. Să intre Brad! Eu. Ai putea să intri cu un Brad, într-o noi fie vorba. Așa, perfect. E, șah sau table? Doamne, maica, domnule, te-ai gândit mult să-mi pun întrebarea asta? Hai să mă gândesc. Deci am zis, i-am propus lui Adam că o să învăț să fac, să joc șah cu el. Nu am făcut nici acum. Table am mai jucat, obositele alea, așa, le arunci, le faci, le muți. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că Toma, în fiecare seară, aproape în fiecare seară, vine la mine. E adevărat că nici eu nu pot în fiecare seară. Hai să jucăm un șah. De când i-am arătat turnul, nebunul și calul, și regina a zis că regina, domn coace, pacă, vrea să mute peste tot. Mama, m-a nebunit Adam cu regina, că tot timpul nu știu cum se face, dar eu o pierd. Iar ei în clasă, pe regina. În special Mina, la Mina Anglă, i-am văzut, când am fost la orele deschise, știi că sunt orele deschise, i-am văzut pe anumiți elevi cu tabla de șah, gândindu-se așa în timpul pauzei. Zic, aoleo, la ce universitate am ajuns aici? Da, ce tare e, da. Interesant. Vezi mici așa și... Deci șah. De șah, perfect. Cele mai bune desene animate sunt cele cu Tom și Jerry. Extraordinar. Doamne, ce mesaje. Deci eu și acum când mă uit, nu-mi vine să cred. Ce mesaje subliminale și ce umor frumos de altă dată și se ceisuiau așa, dar nu era niciunul foarte supărat pe celălalt. Se băteau, se așa, dar era atât de frumos concepută toate. Zero violență, zero. Absolut. Doar umor, foarte frumos, da. Și acum plac. Păgăzi. Nu, Zaiț Păgăzi. Volk, da, Volk și Zaiț Păgăzi. Ce, auzi, cum îl cheamă? Nu era o melodie, nu Zaiț Păgăzi, nu era nu și o melodie, nu. Lupul și iepurașul. Da. Tolstoi sau Dostoevski? Ambii foarte bun. Tolstoi. Cel mai frumos și bărbat Dostoevski din România este? Nici nu e greu, trebuie tu uiți în stânga și eu. Aoleu. Mai spune o dată. Cel mai frumos bărbat din România este? Iubitul meu. O sole mio. Da. Dubai sau Grecia? Grecia. Frumos. E frumos și Dubaiul, dar Grecia e altceva. Mai pe sufletul tău. Da. Mie aici o întrebare pusă pentru că de la redacție ne-au sosit întrebarea asta de la redacție din partea publicului. Da. Cine cântă în casă, cocoșul sau găina?
nu există. Nu. La knowledge-ul meu de astăzi nu există să nici cântăm. Cocoș, nici nu, găină. Nu, nu, nu. Există ne comunie. Punem la masă și negociem. Da. Mașină sport sau de teren? Măi, în ultima perioadă, nu știu cum să-ți explic, nu știu, dar m-a mers bine de tot cu sport. Da, nu înțeleg. Așteaptă. Multe? Așteaptă. E o perioadă. O să zici mi așteaptă? Da. De parcă eu sunt un puș la 25 de ani. Da. Măi, Horică, da. Horică, așteaptă mama. Așteaptă o să mama. Vezi schimbări în viața ta. Hai să vezi, da. Deci e doar o perioadă, nu te speria. E foarte interesant că dacă îți puneam aceste întrebări cu 20 de ani în urmă, tu mi-ai dat alte răspunsuri. Asta e frumusețea vieții, asta e progresul de fapt al vieții. De-aia ți-am zis că e bine la 20 așa cum era și 40 e cum trebuie. Dulce sau sărat? Sărat. Da, nu prea sunt cu dulce. Bărbat inteligent, dar leneș sau mai puțin inteligent și descurcăreț? Fai de cap. Da, știu, e greu, da. Greu. Nu e așa ușoară asta, na. Ce să fac? Nu, nu. Mai puțin inteligent de descurcăreț. Hai că poți să descurcăreț, aia. Inteligentă eu. Hai, mergem. Facem o echipă. Anușco. Da, știu. E, am aici Esenin sau Lermontov? Esenin, mama era îndrăgostită de Esenin. Da, tata era îndrăgostit, super îndrăgostit de Esenin. Nu mai putea tata, da. Iar, și mama făcea din asta, avea poze cu el și punea așa. Deci Esenin, hai Esenin, să o facem și pe mama. Da, da, da. Esenin, da. Da. Romantic. E, și acum ultima întrebare. Ce va fi? Cartea de bucate sub semnătură proprie sau emisiunea culinară Ana Lesco Cooking Show? Mamă, cea foarte tare și asta. Na. Cu... Eu zic că prima e cartea și apoi vine și emisiunea. Tu ai vrea fac să... Fac așa cum ți-ai făcut-o așa frumos, ai amenajat aici. Dar de ce nu pui bucătărie aici? La mine o să miroase a mâncare doar, știi? Nu contează, fii de aici. Tu, doamnă și domnilor, azi am prezit. La degustare cine e și de fiecare dată eu sunt aici. La păi degustare. Da, păi putem face un parteneriat din acesta. Cum deci fii atent aici. Da. Prima dată cartea. Da, și apoi facem emisiunea. Nu facem ai vrea să faci? Foarte mult. Nu, vorbesc serios, aș vrea foarte mult emisiunea mea culinară. Doamne, cât de mult aș vrea. Și din asta așa dinamică. Mai cânti, mai vezi, mai deguști un vinișor, mai așa, mai... Da, mai dai un tip, mai dai un pont fetelor. Le mai și spui să nu fie așa de supărate, să nu zică tuturor bărbaților din viața lor, adică fiul și iubit, mă, ți-o obosită, mă, nu mai e zero oboseală, n-ai, nu trebuie să o ascunzi. Îți spun eu. Să încercăm să dăm valoare vieții, pardon, și mai avem o surpriză. A, da, nu, că, a, da. Asta e surpriza ta. Este surpriza mea, combinată cu... Din partea mea. Combinată cu a ta. Iată, ăsta este... Fragi, sunt ăștia? Fragi? Înghețată sau... și cum... Înghețată. Deci asta este o propunere, să mâncăm floarea iubirii cu înghețată și cu murea. Măi, dar foarte romantică este atmosfera aici la voi, așa. Pentru că o să te duci acasă, da, și o să te întrebe iubitul tău, unde ai fost? E bine? Iubitul meu te apreciază enorm. Vorbești serios? Da, când i-am spus că vin la tine, Doamne, era, Doamne, Horia Breciu, îmi place la nebunie. Vorbești serios? Vorbesc foarte serios, nu mi-e să cred. Zic, ok. Vreau să-i duci iubitului tău. Da. O sticlă de la Domenic Lăcuza. Mulțumesc. Chiar mulțumesc. Cu mare drag. Wow. Și aș vrea să îi transmiți că este un om norocos. Da, mulțumesc. Adam, știu că este un om, un omuleț norocos și copiii noștri sunt norocos. Oameni norocoși. Dar sper că la rândul lor să ne aducă și nouă bucurie pe măsură ce cresc. E un lucru foarte delicat ăsta. Este. Uite cum am crescut și noi. Trecuteau ani și ani de atunci. Mamă, ce aș mai mânca acum dulce. Acum, eu sunt, iertați-mă, fizic sunt aici. Dar eu cu mintea sunt în cartea de bucate a Anei. Imaginez așa că... A, ca un fel de... Cum era aia cu... De ciocolată. Zi. Nu, și fabrica de ciocolată. Willy Wonka și fabrica de ciocolată. Horia Brenciu și cartea de bucate a Anei Lesco. Și mă duc pe acolo. Nu în not, acolo, dar stau așa cu lift.
Mă duc, ce vrei? Mă duc la ciorbă. Iau liftul pentru unul. Ciorbă, doamne, ce ciorbă. Ce poftă de ciorbă. Îți mulțumesc din suflet că ai venit. Și vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că ai avut răbdare cu mine. Aole, că... dar cum să n-am... Cu tine trebuie să ai, în primul rând, lucru pe care îl simt că trebuie să-l facem, este să ne ascultăm. Te-am ascultat, mi-a plăcut vocea ta, mi-a plăcut gândurile tale și acum o ultimă bucată care dă și titlul acestui podcast. Este vorba de lucruri simple. Nu-ți e frică, sunt lângă tine. Nu te las singură niciodată. Aolea, auzi, ca în discotecile și cluburile de mare atenție. Hey! Atunci, alo. Șervețele. Mulțumim tuturor celor care au gustat această emisiune. Pregătiți-vă pentru cartea de bucate a Anei. Mulțumim foarte mult, Aqua Carpatica. Ne vedem lunea viitoare, dar până atunci... Să mai ascultăm încă o dată pe Ana, așa cum și-a adus aminte de melodii de acum 18-20 de ani. Astăzi va auzi pentru prima dată această piesă muzicală. Foarte simplă. Da, cred. Foarte simplă. A fost pentru voi Cristi, Sergiu și bineînțeles omul cu vioara, Marius Văduba, alături de copiii mei, Ducu, Tavi, Cristi, Răzvan și Fimea, care s-a dus să mai gătească ceva. Să mai gătească ceva. Da. Deci, Hori, eu nu știu când te uite-te aici. Da, în lucruri simple. Ce fac eu, faci și tu. Da. Asta mă. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine. Vreau și... Același cer senin. Același cer senin. Inima să-mi fie așa, ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu ca înțeles, nici multe motive ca să iubesc. Refren. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Ce rău vastru eu și tu. Ia, cum învață piesa, știi? Uite-te la ea, cum învață tot prin de tot. Mie de-ajuns doar muzica. Atenție! Mie de-ajuns rețeta ta. Lucru simple voi păstra. Începem! A fost lucru simplu alături de Ana Lesco. O bucurie de om. O bucurie de om! Salutări tuturor rudelor din Ucraina! Sănătate! Lucru simple, 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 voi afla lângă Horia Brenciu. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața, dimineața, pe lângă perna ta. Yeah, yeah. Îmi place tu așa cum ești, bine, când mă cer și când mă iert și speranța, și speranța, nu te vei schimba.
simple voi păstra. Cer albastru eu și tu, eu și tu, și eu și tu. Privirea ta, lucruri simple voi păstra, voi păstra. Piesa. Da, Cristi a făcut-o. Bine, trebuie să... E frumoasă când știi să... Astăzi mi-am deschis cu multă dragoste. M-am deschis cu multă dragoste pentru tine. Să vorbesc mult și așa și ai fost senzațional. Nu, tu ai fost senzațională. A fost eu, că eu știu cum sunt, dar tu m-ai surprins. Deci, efectiv, eu aș mai veni la tine, să știi, la... Draga mea, este începutul unei mari... Și m-am simțit foarte, foarte confortabilă, știi? Lucru care pentru mine contează mult. E primul podcast și am avut foarte multe invitații. Nu știu, nimeni nu mi-a... Și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai dat... ocazia asta să ne cunoaștem și altfel. Știi că asta mult contează. Îți mulțumesc tare frumos și eu. Asta e pentru tine. Da, știu. E de mult al meu. Nu, da.